Stimați colegi, onorată asistență, cu ocazia ședinței Consiliului Științific Specializat de 522.01.2471 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, vă zic bună ziua. În conformitate cu decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 24 mai 2024, cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor, este aprobat Consiliul Științific Specializat de 522.01.2471 la Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice a domnului Noroc Dorel cu tema politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice, specialitate 522.01 finanțe, conducător științific doamna Ludmila Copzar, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Consiliul fiind aprobat în următoarea componență. Secretarul Angela Președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Botnar Nadejda, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Dragomir Lilia, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Fuior Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Timuș Angela, doctor în științe economice, conferențiar cercetător, Hâncu Rodica, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar. În calitate de referenți oficiali, sunt aprobați Ulean Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Postolache Victoria, doctor în științe economice, conferențiar universitar. În continuare, ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului, doamna Nadejda Botnar, care va trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului și ne va menționa corespunderea acestor acte cu regulamentele normative ale ANACEM. Da, vă mulțumesc. Stimați membri ai Consiliului, stimat conducător științific, stimați prezenți la ședință, deci am să prezint, din start menționez că dosarul prezentat de către pretendent la titlul de doctor în științe economice corespunde cu rigorile prevăzute de regulament și conține următoarele acte. Teza și autoreferatul sau rezumatul la teză, hotărârea seminarului științific de profil, aspecte teoretice și practice ale domeniului financiar-bancar, specialitatea 522.01 finanțe, din cadrul Academiei de Studii Economice, care a avut loc pe data de 22 august 2023. Decizia, deci seminarul a dat apreciere cu privire la actualitatea temei, nivelul de argumentare și exactitate ale concluziilor și recomandărilor expuse în teză, gradul de noutate științifică, importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării și recomandări privind susținerea tezei. Decizia finală este că prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, s-a luat decizia de recomandat teza domnului Noroc Dorel spre susținere în Consiliul Științific Specializat, cu condiția efectuării de către candidat a modificărilor necesare și verificarea acestora de secretarul științific și președintele seminarului științific de profil. La hotărârea este da, deci este urmată de lista membrilor Consiliului Științific propusă de către seminar. Formularul de evaluare a tezei de doctor în cadrul seminarului științific de profil și de
informația privind efectuarea modificărilor la teză, conform recomandărilor date de către recenzenți în cadrul seminarului științific de profil, avizul recenzenților privind efectuarea modificărilor fiind notat cu realizat. Așa, de asemenea, este prezentă lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil cu semnăturile personale. Al doilea act necesar a fi anexat la dosar este lista lucrărilor științifice pe care doctorandul a prezentat-o, deci 23 la număr. Marea majoritate a lor reprezintă articole în lucrările conferințelor și manifestărilor științifice naționale și internaționale, la care doctorandul a diseminat rezultatele cercetării. Este prezent și suplimentul publicațiilor la tema tezei de doctor. Un alt document inclus în dosar este extrasul din procesul verbal al ședinței departamentului, susținerea în unitatea primară a SEM-ului, deci din 21 iunie 2022. Decizia ședinței departamentului este că s-a propus modificarea temei tezei de doctor în științe economice a domnului Dorian Noroc din politica fiscală a Republicii Moldova între creștere economică și stabilitatea finanțelor publice în politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice în vederea asigurării reflectării politicii fiscale din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice. De asemenea, s-a hotărât ca teza elaborată de domnul Dorian Noroc să fie recomandată spre susținere în cadrul seminarului științific de profil aspecte teoretice și practice în domeniul financiar bancar, cu condiția perfectării acesteia. Avizul conducătorului științific cu privire la finalizarea și calitatea tezei de doctorat este afirmativ, este afirmativ avizul, deci urmare a constatărilor pe care le face conducătorul științific în acest aviz, teza de doctor este, se propune spre examinare în cadrul Consiliului Științific. Lista instituțiilor pe adresa cărora se expediază rezumatul tezei de doctor, dar n-am să le dau citire, este o listă obligatorie, în afară de această listă, de cea obligatorie, mai sunt și alte instituții care interesate în tema cercetării. Confirmare a depunerii tezei de doctorat în repozitoriul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și în Biblioteca Științifică a SEM-ului. Sunt prezente referatele recenzenților la teza domnului Noroc Dorel, care vin din partea doamnei profesor universitar, doctor habilitat Ulian Galina și doctor conferențian universitar Postolache Victorian. Avem 6 avizuri care apreciază cercetările autorului și care consideră că merită să obțină titlul științific de doctor în științe. Sunt parvenite din partea Ministerului Finanțelor, șef al Direcției Generale Politici Fiscale și Vamale, șef adjunct al Direcției Generale Metodologia Impozitelor și Taxelor, Serviciul Fiscal de Stat și mai multe avizuri de la universitățile de prestigiu din țară, cum ar fi Universitatea de Stat din Moldova, Mulic Andrei, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat, conferențier universitar Mariana Doga Mârza. Din partea Universității de Stat Bogdan Petricecu Hardeu, șefa Departamentului Științe Economice a Facultății de Economie și Teopoilina.
și din, de la Universitatea Cooperatist Comercială, Corina Cușnier, doctor conferențiar universitar. Cu toții am văzut că sunt și două certificate de implementare anexate în teză. Deci, cam acestea. Mulțumim. Dacă sunt întrebări în ceea ce privește conținutul dosarului? Dacă nu, atunci îl invităm pe domnul Dorel Noroc să prezinte pe parcursul la 20 de minute conținutul tezei și rezultatele obținute și după care va răspunde la întrebările care vor fi adresate de cei prezenți. Vă rog. Stimată doamnă președintă, consilieri științifici specializați, stimați membri, stimate doamne recenzenți, domnul conducător științific, am onoarea să mă aflu astăzi în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova și să prezint rezultatele cercetării pe care am făcut-o în cadrul temei politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice. În cadrul cercetării mi-am propus ca scop să realizez dezvoltarea unui cadru conceptual coerent privind politica fiscală și influența acestei asupra creșterii economice, asupra consolidării finanțelor publice. La fel mi-am propus să determin tipurile de impozite ce urmează a fi utilizate în dependență de scopul urmărit creșterea economică și sau consolidarea finanțelor publice. De fapt, se urmăresc la de scopuri, dar în dependență de situații pot fi urmărușe mai puternic un domeniu sau altul. De asemenea, s-a propus identificarea elementelor fiscale naționale ce creează distorsiuni economice și afectează atât și creșterea economică, dar și consolidarea finanțelor publice și identificarea direcțiilor de reformare și perfecționare a sistemului fiscal. Drept obiective a cercetării sunt 7 la număr și le vom menționa în sistematizarea fundamentelor teoretice privind rolul și impactul politicii fiscale asupra creșterii economice și consolidării finanțelor publice, determinarea căilor de transmisie a politicii fiscale și efectele acestea asupra creșterii economice, cercetarea corelației dintre nivelul de impozitare și creșterea economică, studierea comparativă a sistemului de impozitare în Europeană și Republica Moldova, mai ales că acest este actual în procesul de aderare Republicii Moldova, analiza reformelor fiscale în Republica Moldova și determinarea efectelor acestora, identificarea distorsiunilor fiscale naționale care afectează negativ creșterea economică și încasările fiscale, și 7. Identificarea direcțiilor de perfecționare a sistemului fiscal în Republica Moldova în vederea sporirii contribuției sistemului fiscal la creșterea economică și consolidarea finanțelor publice. De noutate și o rezultate științifică, urmare realizării cercetării, menționez următoarele. Identificarea soluțiilor de perfecționare a structurii sistemului de impozitare pentru o contribuție mai mare la creșterea economică, formularea metodei de evaluare cantitativă și calitativă a efectelor modificării structurii și nivelului de impozitare, determinarea efectelor reformei fiscale, impozitului corporativ și a impozitului persoane fizice, care au avut loc în Republica Moldova, sunt două reforme recent aprobate și cu impact semnificativ, elaborarea unui regim fiscal pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea simplificării maxime a procesului de calculare, raportare și achitare impozitelor, și susținerea inițiativelor în domeniul afacerilor, identificarea elementelor TVA din Republica Moldova care creează distorsiuni economice și afectează competitivitatea economiei naționale, și identificarea și formularea direcțiilor de perfecționare a sistemului de impozitare în Republica Moldova din perspectiva evitării distorsiunilor economice și sporirii veniturilor bugetare. Referitor la primul obiectiv, politica fiscală, în special în combinație cu politica bugetară, are capacitatea să influențeze cele mai importante obiective economice. Și anume ne referim la, ca și obiective economice, ocuparea forței de muncă, valorificarea factorilor de producție și sustenabilitatea deficitului bugetar. Primele două, ocuparea forței de muncă și valorificarea factorilor de producție, sunt elementele principale ale creșterii economice. Iar cel de-al treilea, când vorbim de sustenabilitatea deficitului bugetar, vorbim despre consolidarea finanțelor publice. Dacă în a treilea obiectiv, sustenabilitatea deficitului bugetar, determinarea impactului este unul mai simplu, atunci când analizăm modificările politicii fiscale asupra venitelor bugetare, inclusiv ținând cont de curva la fel,
atunci cele două, ocuparea forței de muncă și valorificarea factorului de producție, sunt mai complicate și au făcut studiul mai multor cercetări. În schema respectivă este o imagine de sinteză a tuturor studiilor, dar și a concluziilor pe care le-am făcut și anume care sunt căile de transmisie a politicii fiscale și efectele acestea asupra creșterii economice. După cum vedem, politica fiscală are capacitatea să influențeze direct munca și capitalul. Atunci când ne referim la impactul muncii prin intermediul impozitelor salariale, inclusiv și contribuții sociale și medicale, se poate influența mărimea salariului net, care are la rândul său o influență asupra veniturilor disponibile și cu incidență asupra numărului salariatului și productivității muncii. Și o să vedem în continuare aceste efecte. La fel cum vorbim de cotele de impozitare a salariilor, vorbim de influența asupra competitivității produselor locale din perspectiva costului forței de muncă. Impozitul pe profit și pe proprietate au un impact direct asupra deciziilor investițiilor ale companiilor. În parte ține de impozitele directe, indirecte și în special TVA și accize, acestea nu au un impact direct asupra creșterii economice, dar prin intermediul consolidării finanțelor publice, acestea pot să influențeze creșterea economică, în special prin implementarea investițiilor publice, programelor de suport economică, reducerea ratei dobânzii pe piața de capital, atunci când avem un deficit sustenabil, avem și o dobândă pe piață. Și, de asemenea, o a treia componentă, administrarea fiscală, are capacitatea să reducă costurile de conformare, iar prin îmbunătățirea gradului de conformare se asigure o concurență loială pe piață. Vreau să menționez concurența loială în toate directivele europene este văzută ca un element principal al creșterii economice. Sunt trei componente ale politicii fiscale care au fost analizate în teză și cum ele pot să influențeze creșterea economică. Ne referim la nivelul de impozitare, structura sistemului de impozitare și complexitatea, simplitatea sistemului de impozitare. Utilizarea primei componente, nivelul de impozitare, este cel mai des utilizată și cel mai des are loc reducere sau introducere de facilități fiscale, dar nu este și cea mai recomandată. Pentru că atunci când are loc o pasiune politică, pe de o parte se stimulează companiile, iar pe de altă parte se reduc veniturile bugetare, ceea ce în final poate să creeze un efect nu al creșterii economice. A doua componentă, structura sistemului de impozitare, presupune analiza fiecărui din impozite, din perspectiva modului în care acesta afectează comportamentul companiilor și al cetățenilor în deciziile de investiții pe care le realizează. Avantajul principal al celei de-a doilea componentă, structura sistemului de impozitare, este faptul că există capacitatea să reduci impozitele care au influență mai puternică asupra creșterii economice, mai puternică, mai pozitivă, iar pe de altă parte pot să crești impozitul indirect pentru a compensa această pierdere. Și există în practica internațională o asemenea abordare de a trece la impozitul direct către impozitul indirect ca și o măsură de stimulare a creșterii economice. Această reformă are limitele sale și limitele sunt determinate de specificul impozitelor, pentru că atunci când reforma A este prea puternică, riști să ai o redistribuire din statul A veniturilor. Spuneam, politica fiscală vizează în special cheltuielile publice. Asta este rolul principal al politicii fiscale și în teză este abordat. Acesta este principalul obiectiv, este de a finanța cheltuielile publice. Și acest finanțare cheltuielilor publice trebuie să realizeze pe trei impozite. TVA, accize și impozite pe proprietate. Redistribuirea veniturilor atunci când se dorește un asemenea scop, trebuie să fie utilizat direct instrumentul impozit pe venit, impozit pe proprietate, TVA și accize corelate cu programele publice de politici bugetare, în special și componente sociale. Și la treia, atunci când vorbim de stimulare economică, când dorim să modificăm comportamentul agenților economici, trebuie să utilizăm drept instrument impozitul pe profit și impozitul pe venit. În cadrul celui de-a treilea obiectiv, corelația
cercetare corelată între nivelul de impozitare și creșterea economică. Datele din figura prezentată demonstrează că nu există o dependență negativă între creșterea economică și nivelul de impozitare. La general, cât țara înregistrează un nivel de impozitare mai mare, cu atât și PIB per capita este mai mare. Cele descrise ne permite să constatăm că există o serie de alți factori care au o importanță mai semnificativă pentru creșterea economică. Figura care este prezentată este o analiză statică a anului 2022, o corelație a PIB per capita și ponderea PSR-ul. În continuare, pentru că această analiză statică arată consecințele a evenimentelor anterioare, s-a propus să analizăm în dinamică creșterea PIB per capita în țările din Uniunea Europeană și în Moldova în corelație cu cum a crescut totalul încasări raportate la PIB. Per general rau, majoritatea țărilor au înregistrat atât o creștere a indicatorului PIB per capita, cât și o creștere a nivelului de impozitare, ceea ce încă o dată denotă că lucrurile nu sunt certe atunci când spunem că politica fiscală prin reducerea impozitului ar însemna și mijloci o creștere economică. Totodată sunt țări precum Suedia, Croația, Malta, Ungaria, Estonia, Irlanda, în care PIB per capita a crescut, iar încasările fiscale per PIB s-au redus. De asemenea, în concluzie, în această figură se vede, pentru că este în perioada în care recent au operat și țările în cadrul Uniunii Europene, vedem țări precum țările baltice, România, Bulgaria, au înregistrat cel mai mare nivel de creștere a PIB per capita, cel mai mare nivel de creștere economică, ceea ce demonstrează efectul pozitiv al integrării în Uniunea Europeană. Obiectivul 4. Studierea comparativă a sistemului de impozitare în Republica Moldova și Uniunea Europeană. Analizând aceste sisteme de impozitare cu toate țările din Uniunea Europeană, putem să constatăm următoarele concluzii. Există potențial de creștere a eficienților impozitelor în Republica Moldova, și anume impozit proprietate și impozit pe venitul persoanelor fizice. Republica Moldova a înregistrat cele mai mici nivele a încasărilor raportate la PIB, fiind cauzate de lipsa indexării impozitului funciar încă din anul 1998, lipsa programului de evaluare a bunurilor imobile, nivelul jos al cotei de impozitare a persoanelor fizice. Pe de altă parte, Republica Moldova înregistrează o eficiență sporită la capitolul impozitului pe proprietate, pe impozitul corporativ, impozitul pe profit, raportat la PIB fiind în mijlocul țărilor Uniunii Europene, fiind practic la nivelul mediei Uniunii Europene de 32-33%. Ceea ce presupune că există spațiu de a utiliza acest impozit pentru creștere economică. În cadrul lucrării am constatat că cel mai bun instrument este utilizarea amortizării accelerate sau chiar amortizării suplimentare în comparație cu instrumentul care a fost utilizat și este utilizat și astăzi pentru întreprinderile mici, impozitul pe venit reinvestit. Principalul element a acestei concluzii este faptul că primul, amortizarea accelerată sau suplimentare, țintește mai bine investițiile și nu erodează atât de mult veniturile bugetare. În Republica Moldova, dacă comparăm TVA și cu accize, raportate la PIB avem un indicator foarte bun. Chiar suntem printre top țările, în special pe TVA. Dar am constatat că dacă dorim să facem o studiere comparativă, când vorbim de impozitele indirecte, este bine să utilizăm nu produsul intern brut, dar consumul, ce reflectă mai bine nivelul de comparație. Și atunci vedem că Republica Moldova din top locuri coboară în jos, ceea ce demonstrează că există loc pentru mai multă eficiență, în special pe TVA, acolo unde avem înregistrat un număr semnificativ de facilități fiscale. PIB și consum este să datorează faptul că Republica Moldova, datorită specificul economic, este o economie bazată pe consum, avem un nivel al consumului mult mai mare decât produsul intern brut. De altă parte, țările dezvoltate au un produs intern brut mult mai mare, impozitele indirecte nu sunt aplicate la exportul acestor, în cadrul acestor țări.
Deci și avem această diferență de raportare și propunerea este să analizăm doar din perspectiva consumului. În obiectivul numărul 5, analiza reformei fiscale Republica Moldova și efectelor acestora, în anul 2018 a avut o reformă destul de importantă pe domeniul fiscalității, a fost introdus cota unică de 12% și a fost redus nivelul contribuțiilor sociale de la, cu 5 puncte procentuale. Această reformă, vedem că a inversat trendul de creștere a costului forței de muncă și, în special, susținut de presiunea fiscală. În anul 2019, acesta s-a diminuat atât la nivel de salariat, cât și la nivel de companii, ceea ce presupune că a redus costurile agenților economici cu legat de forța de muncă. Din perspectiva, din perspectiva salariaților, în diagrama prezentată, este reflectat nivelul presiunii fiscale în cele două sisteme de impozitare. În sistemul progresiv 7-18, care a fost, este curba albastră, și în sistemul cote unice 12%. Asta, pentru salariații de până la 15.000 de lei, această reformă a fost una neutră, pentru că a fost implicat incidența scutirea personală și persoanele în achet impozit pe venit. Cele mai avantajate persoane sunt persoanele care se află între 15 și 55.000 de lei și persoanele cu venituri mari. Ne interesează impactul acestei reforme asupra veniturilor bugetare. În figură este prezentat impactul atât asupra veniturilor bugetare, cât și efectul pe care acesta l-a produs asupra fondului de salarizare, pentru că unul din obiectivele acestei reforme a fost creșterea fondului de salarizare, diminuarea fenomenului salariilor în plic. Reforma fiscală a avut efectul creșterea mărimii fondului de salarizare peste nivelul mediu care a fost înregistrat în ultimii 3 ani, în mărime absolută de 2,3 miliarde de lei, respectiv, dacă inițial impactul a fost presupus a fi de 3 miliarde de lei, efectiv, impactul fiscal a fost de 2 miliarde de lei. Tot în acest an a fost înregistrat cel mai mare număr de salariați declarați pe parcursul ultimilor 15 ani în Republica Moldova. Având în vedere impactul totuși net bugetar negativ, considerăm că era binevenită consolidarea veniturilor bugetare, să compensăm această pierdere prin raționalizarea facilităților fiscale, în special pe componenta impozitelor indirecte, ceea ce era să întâmple aceea propunere de care discutasem anterior, trecerea de la impozitele directe către impozitele indirecte. Totuși, conchidem că reforma fiscală realizată în 2018 în Republica Moldova corespunde concluziilor studiilor menționate în parte ține de alegerea corectă a tipului de impozite, și și-a realizat în mod parțial obiectivul pe care și l-a propus. În parte ce ține de reforma fiscală care s-a produs în Republica Moldova pe impozitul pe profit, menționăm că ca și impact asupra finanțelor publice a avut un impact puternic de minus 3,3 miliarde de lei pe parcursul în care s-a manifestat această reformă, crescând și deficitul bugetar. Totodată, în analiză, s-a demonstrat că atunci când s-au redus cheltuielile bugetare, urmare impactului negativ, prima ce s-a redus, cel mai important, a fost cheltuielile de ordin economic pe partea bugetului, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, s-a încercat stimularea creșterii economice, pe de o altă parte, s-a redus cheltuielile bugetare pe componenta economică, ceea ce a redus din efectele pe care se aștepta. De asemenea, un moment pozitiv este că în această perioadă a fost înregistrat în istoria Moldovei cel mai mare venit declarat de către companii și întreprinderile mici au reacționat cel mai mult la această reformă. Ei au fost primii care au declarat cel mai multe venituri, dar odată cu introducerea impozitului 12%, întreprinderile mici au fost primele care și-au redus cel mai mult veniturile, ceea ce înseamnă că IMM-urile sunt foarte flexibile la modificările în politicile
fiscale. În concluzie, doresc să constat că introducerea scutirii impozitare a profitului reinvestit nu a avut efect asupra creșterii economice, inclusiv asupra schimbării comportamentului companiilor de a spori investițiile private, am observat același trend de investiții private. Cauzele acestei ineficiențe sunt determinate de aplicarea în mod general pentru toți contribuabili a acestei scutiri, ceea ce erodează semnificativ veniturile bugetare și afectează finanțele publice. Aplicarea scutirii se realizează în dependență de activitatea precedentă, de profitul obținut și nu de cea viitoare. Mărimea intensității ajutorului de stat depinde din mărimea profitului pe care l-a avut în trecut. Versus acea propunere pe care o propunem ca și soluție, amortizarea suplimentară sau accelerată, ea se referă pentru investițiile viitoare a companiilor, iar mărimea suportului este determinată în mărimea investiției pe care o realizează. Obiectivul numărul 6, identificarea distorsiunilor fiscale naționale care afectează negativ creșterea economică și încasările fiscale. Cercetarea a permis identificarea acestor distorsiuni care au loc și la momentul legislației fiscală și aceste distorsiuni sunt determinate de faptul că sunt anumite elemente în legislația fiscală a Republicii Moldova care deviază de la principiul de impozitare cu taxa pe valoare adăugată. Și ne referim în special la aplicarea scutirii fără reducere în cadrul lanțului valori și nu asupra consumului final. Teoria spune că atunci când vrei să reduci să aplici o cotă redusă a TVA-ului sau scutirii, trebuie să o aplici la produs final și nu la produsele intermediare. Și, de asemenea, aplicarea cotei reduse a TVA fără drept de rambursare, în cazul în care TVA aferent procurorilor depășește TVA aferent vânzărilor. Este un caz concret pe care l-am analizat în agricultură, unde se aplică 8%. Este demonstrat în acest exemplu că în cazul importatorului achită o sumă TVA mai mică, doar datorită faptului că importatorul achită suma TVA în cazul la import, după care achită TVA pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul exemplului nostru achită 12 unități monetare. Atunci când un producător produce produsele agricole pe teritoriul Moldovei, acest producător achită TVA pentru procurările care le face. De obicei, acest TVA depășește, pentru că este cu 20%, vorbim de îngrășăminte, fertilizanți, motorină și mai departe. Și atunci când vinde marfa cu 8%, nu îi acoperă acele procurări și, în realitate, producătorii achită 20%. Asta se întâmplă în Republica Moldova, este demonstrat și acest fapt are ca consecință sume destul de mari pe care statul le datorează agricultorilor și care nu sunt achitate și sunt acumulate pe perioadă mai multă de timp. Ca și soluții pentru a evita această distorsiune, în cadrul tezei este propusă aplicarea unei cote uniforme de 12%, atât pentru producția agricolă, cât și pentru îngrășăminte. Pe de o parte, producătorul va încasa pe partea de livrări un TVA mai mare, pe de altă parte, pe partea de procurări își va diminua suma TVA aferent procurărilor. Și atunci se va ajunge atunci când importatorul și producătorul achită aceeași sumă de TVA de 18%. Efectul pozitiv acestei reforme este faptul că la import veniturile bugetare vor crește, pentru că se va aplica o cotă de 12% și nu de 8%, ceea ce va permite statului să ramburseze sumele TVA pe care s-au acumulat până la moment în cont. Drept concluzii a cercetării efectuate pot să menționez următoarele. Politicile fiscale pot stimula creșterea economică, dar în special prin generarea de venituri pentru investiții publice pe care realizează prin intermediul cheltuielilor bugetare. Impozitele directe au un impact asupra creșterii economice, atât un impact pozitiv, atât și un impact negativ, destul semnificativ, dacă comparăm cu cele indirecte. Un nivel ridicat al impozitării nu inhibă neapărat creșterea economică, dar structura și eficiența sistemului fiscal sunt cruciale atunci când urmărim obiectivul de creștere economică și de consolidare a finanțelor publice. Simplitatea și optimizarea sistemului fiscal pot să stimuleze creșterea economică.
Reformele fiscale trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea scutirii și nu pe reducerea nivelului, îmbunătățirea structurii și nu pe neapărat pe reducerea nivelului de impostare. La nivel de comportamentul mediului de afaceri, înțelegerea comportamentului companiilor este esențială pentru a proiecta politici fiscale eficiente și pentru a evita efectele negative neintenționate. În Republica Moldova, ca și în țările în curs de votare, impozitele indirecte au o pondere mai mare în casă. Această structură poate face economia mai vulnerabilă la șocurile externe. Am observat că atunci când există o criză, efectul multiplicator este mai mare pe impozitele indirecte. Țările UE au crescut ratele impozitelor indirecte, ca răspuns la crizele economice și nu cele directe, ceea ce demonstrează că atunci când ai obiectivul de creștere economică trebuie să te bazezi pe cele indirecte, indirecte și nu directe. Reforma fiscală din impozit profit a avut efecte mixte, cu îmbunătățiri în ceea ce privește conformarea fiscală, dar și pierderi bugetare. Impozit profit poate fi utilizat pentru a stimula investițiile prin mecanismul precum amortizare accelerată sau suplimentară. Reducerea contribuțiilor la asigurări sociale a avut efecte pozitive asupra reducerii evaziunii fiscale și creșterea competitivității. Normele privind expirea TVA în Republica Moldova creează distorsiuni economice și afectează competitivitatea producătorilor naționale. Drept recomandări sunt prevăzute trei obiective strategice ale sistemului fiscal din Republica Moldova, și anume mobilizarea resurselor bugetare din impozitele indirecte, inclusiv din cele aplicate activităților și produselor neprietenoase mediului, ne referim în special la accize pe produse petroliere sau produsele din tutun, pentru a finanța obiectivele de creștere economică. Creșterea economică sustenabilă prin digitalizare și trecerea la economii verde, ceea ce oferă o sustenabilitate și o durabilitate mai mare creșterii economice, și integrarea în spațiul fiscal al Uniunii Europene. Trei recomandări concrete în cadrul tezii sunt menționate eficientizarea sistemului de facilități fiscale. Ministerul Finanțelor a făcut un efort semnificativ în ultimii 3 ani și a cuantificat aceste facilități fiscale. Dacă se comparăm cu nivelul celor din Uniunea Europeană, el este unul destul de mare. Introducerea unui sistem de deducere mărime accelerată, suplimentarea amortizării activelor pe termen lung, dezvoltarea unui regim simplificat pentru UE-uri, care exclude obligația de calculare și raportare a impozitării. În cadrul tezei este propus și un proiect de lege în acest sens. Creșterea accelerată a accizelor la motorină și produse din tutun, introducerea accizelor la gaze naturale, energie electrică, aceste măsuri fiind propuse ar fi însoțite și de măsuri de protecție sociale, pentru că iau un impact asupra preților. Majorarea cotei TVA în agricultură până la 12%, concomitent cu reducerea cotei TVA de la 20% la 12% pentru îngrășăminți și fertilizanți, pentru a evita distorsiunea și a evita un impact negativ asupra competitivității producției agricole autohtone. Rambursarea sumelor TVA acumulate în cont, care sunt destul de mari, în mărime treptată, în mărime impozitelor salariale afectate, ceea ce asigură și o conformare fiscală. Trecerea de la raportarea și achitarea lunară a TVA la cea semestrială pentru întreprinderile mici și mijlocii, în primul rând aceasta, pe lângă faptul că reduce semnificativ povara de 3 ori pe întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile au posibilitatea 3 luni să utilizeze între acest TVA pe care l-am casat și să o achite către buget. Ca și impact bugetar este mic pentru ponderea întreprinderilor IMM-uri care sunt plătitoare TVA, este unul în buget. Consolidarea impozitului bunurilor imobiliare și impozitul funciar, comasarea impozitului bunurilor imobiliare cu impozitul pe avere, introducerea unor scutiri pentru anumite cheltuieli ale angajatorului în favoarea salariatului, în vederea schimbării sau inducerii comportamentului acestea, sunt date cu titlul de exemplu pentru dezvoltarea ramurilor turistice, etichetele turistice, acordarea etichetelor turistice salariaților, poate să determină comportamentul cetățenilor să consume produsele autohtone și nu de cele pestifotare. Și în final, în vederea consolidării finanțelor publice, se propune revizuirea facilităților fiscale, care sunt prevăzute pentru companii și pentru cetățeni, și aplicarea acestor doar către cetățeni, nu și asupra companiei. Compania urmează să determină profitul sau pierderea și urmează să achite impozitul pe profit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim.
Stimată asistență, în continuare urmează sesiunea de întrebări pe care vă rugăm să le adresați pretendentului vis-a-vis de conținutul lucrării și rezultatele obținute în teză. Vă rugăm. Deci mie mi-a apărut întrebarea chiar pe finalul prezentării dumneavoastră, în care ați enumerat printre sinteze, printre concluziile finale, creșterea economică sustenabilă prin digitalizare și trecerea la o economie verde. Deci trecerea la o economie verde este un subiect pe larg abordat în economia mondială, dar și la noi în țară. Și, într-adevăr, deci o creștere sustenabilă, o creștere durabilă nu este posibilă fără o economie verde. Întrebarea mea este dacă dumneavoastră ați analizat și anumite instrumente fiscale care să impulsioneze implementarea economiei verzi în Republica Moldova. Mulțumesc pentru întrebare. În cadrul tezei este analizat acest aspect. Între propunerile formulate și analizate este o impozitare mai intensă a producției energiei tradiționale. Și mă refer aici la accize, în special la motorină, care sunt net inferioare față de chiar și accizele la benzină sau dacă le comparăm cu Uniunea Europeană. Și realocarea acestor resurse prin intermediul bugetului de stat către măsuri de eficiență energetică și sporire a producției de energie regenerabilă. Aceasta este formula pe care o consider un succes, prin intermediul politicii bugetare fiscale, să fie îndreptate resursele naționale de la energia tradițională către energia verde. Și dacă e posibil ca o întrebare, pentru că în departament a fost propusă modificarea temei, da? Inițiale în actuala temă, deci unde noi am impus politica fiscală, deci am considerat că ar fi necesar să analizați politica fiscală din perspectiva creșterii economice, dar și consolidarea finanțelor publice. Deci dumneavoastră ați analizat care este corelația dintre aceste trei elemente care împreună formează obiectul de cercetare al tezii dumneavoastră. Mersi de întrebare. Faptul că a fost schimbat tema tezii demonstrează faptul că am evoluat pe parcursul cercetării pe care am făcut-o. Pentru că atunci când am început să fac această cercetare, ceea ce gândeam eu la acea perioadă este faptul că atunci când un factor decident analizează politica fiscală, el e pus între două situații. Una, fie să reducă impozitele ca să crească, să aibă o creștere economică mai puternică, dar cu efect negativ asupra consolidării finanțelor publice. Sau să crească impozitele, ceea ce să fie pozitiv pentru consolidarea finanțelor publice și negativ pentru creșterea economică. Totuși, în cazul cercetării, s-a demonstrat că politica fiscală nu este între aceste două elemente importante, creșterea economică și consolidarea finanțelor publice, pentru că creșterea economică poate să fie realizată inclusiv și prin intermediul consolidării finanțelor publice, atunci când sunt înregistrați niște parametri sustenabili ai deficitului bugetar și atunci când se reușește să se realizeze investiții publice, investiții în infrastructură sau programe economice. De asemenea, pot să dau cu titlul de exemplu ce vorbeam anterior cu energia verde. Astăzi avem o subvenție indirectă pentru faptul că aplicăm un acciz mic. Acest acciz mic îl aplicăm pentru a susține agricultura, dar el beneficiază toate companiile și toți cetățenii, ce și afectează mediul înconjurător și nu permite, pentru că este un produs mai accesibil, nu permite să schimbe comportamentul cetățenilor către produse mai ecologice. Prin intermediul politicii fiscale, creșterea acestui impozit ar determina, pe de o parte, consolidarea finanțelor publice cu efect pozitiv asupra creșterii economice. Mulțumim.
Da, trecem apoi la Prășit și la Săpat cu Saba și la automobilele cu electricitate, așa, deși ele s-au dovedit că nu sunt chiar așa de eficiente pentru consumatori, automobilii cu electricitate. Da, lăsă să fac o precizare atunci când vorbim de acciză la motorină, un subiect foarte discutat și sensibil, o eventuală majorare pentru a consolida finanțele publice trebuie să fie urmată și de o creștere a acestei subvenții către agricultori, ceea ce înseamnă că efectul pentru agricultori ar fi neutru, dar în schimb am avea mai multe resurse bugetare. Spăte o întrebare. Dumneavoastră la pagina 78, adică capitolul 2, paragraful 2-3, ați caracterizat standardele, da? Care țin de standardele internaționale și cele autohtone privind impozitul pe proprietate. Aceste standarde au mai multe poziții referitor la tipurile de impozite, taxe, vis-a-vis de acest capitol. Cum credeți, în Republica Moldova ar fi util de a majora pozițiile conform standardelor internaționale sau nu? O să expun privind majorarea impozite creează anumite provocări și în special cele sociale. Cel mai greu să ia o măsură corectă, este foarte greu să iei o măsură corectă, demonstrat științific și economic, dar ai o mare șansă să ai anumite provocări pe partea socială. În teza a fost demonstrat că nivelul este foarte redus ca impozitul pe imobiliare și este un raportat la PIB, ceea ce înseamnă că cetățenii din Uniunea Europeană au contribuții mai semnificative la bugetele locale. Pentru că este un impozit local, o creștere a acestui impozit nu ar însemna că acești bani dispar, acești bani vor fi în bugetele locale, ceea ce va permite să dezvolte infrastructura localităților din Republica Moldova. Noi să fim impuși să ne aderăm la clasificarea Uniunii Europene conform acordului sau nu? Pe impozit proprietate este un drept exclusiv al țărilor să stabilească nivelul acestora. Nu avem nicio obligație în cadrul acordului Uniunii Europene. Dar noi înțelegem foarte bine că structura venitorilor sau populației în Republica Moldova este una, nu cea care este Uniunea Europeană. Și atunci când vorbim de un sistem de impozitare pe bunuri imobiliare, atunci când vrem să consolidăm acest bun, el trebuie să fie și cu anumite măsuri pentru cetățenii vulnerabili. Bine argumentat. Și pentru cetățenii vulnerabili. În caz contrar, dacă noi păstrăm acest nivel redus de impozit, susținându-i pe cetățenii vulnerabili, noi ratăm venituri și în cadrul acelor cetățeni care au capacitatea să cheltuiască. Clar. Mă mai gândesc. Mulțumim. Vă rugăm, mai activ. Domnule, puneți slide-ul precedent, vă rog. Dacă spate o întrebare, referitor la ultima propunere, recomandare. Ați analizat concret ceva învesniri care vreați să anulați la companii sau, în general, propuneți ca o direcție de politică fiscală? O direcție de politică fiscală și eu cred că trebuie să fie anulat toate cele care se referă la companii. Și o să dau cu titlul de exemplu, anumite granturi pe care le primesc companiile sau subvențiile care le primesc, ele sunt scutite. Dar scutirea aceasta nu ține cont de situația agentului economic. Sunt agenți economici care sunt în profit, sunt agenți economici care sunt în pierdere. Cei care sunt în profit beneficiază de această scutire. Cei care sunt în pierderi nu beneficiază de această scutire. Pe acest domeniu, consider că este bine să avem un sistem general de impozitare. Faptul achitării sau neachitării sau mărimea impozitului trebuie să fie direct proporțional cu mărimea profitului pe care o obține cetățean. Companiile, cer scuze. Indiferent de sursele pe care le obțin. Mulțumesc.
se poate. Domnul Noroc, câțiva ani în urmă am trecut de la cota progresivă la impozit pe dintre persoane fizice la cea proporțională. La prima vedere a pus ceva un deosebit, un șoc, pentru că în toate țările această cotă progresivă este și este destul de semnificativ la diferite niveluri de venituri. Cred că aceasta a fost ca o măsură, eu știu, ca să fie, să îmbunătățească calitatea vieții, nivelul de trai și așa mai departe, cu toate că eu supăr că aceasta a fost o greșeală din punct de vedere echității sociale. Părerea dumneavoastră, care au fost cauzele, caracter economic sau politic, a acestei? Și care este părerea dumneavoastră în privința acest lucru? Mersi pentru întrebare. Eu am să spun un fapt fier. Eu sunt adeptul cotelor progresive. Sunt adeptul țărilor scandinave, unde există o cotă progresivă, unde există un sistem, o consolidare a finanțelor publice bune, da, și acest fapt l-am expus și în cadrul tezei. Atunci când analizăm cota unică sau cota progresivă, trebuie să analizăm perspectiva stadiului de dezvoltare a unei țări. Și atunci când vorbim de cota progresivă, ea este foarte binevenită, acolo unde există un nivel de dezvoltare economică destul de înalt și există o conformitate fiscală. În schimb, țări precum Republica Moldova, unde conformitatea fiscală este foarte joasă, și alte țări în regiune care le are, au implementat cota unică din perspectiva reducerii fenomenului salariului pic și a stimula la maxim productivitatea muncii. Pentru că odată cu creșterea veniturilor, plătește același impozit în mărime proporțional. Nominalul crește, dar proporțional este aceeași sumă. De ce? Eu cred că în cazul Republicii Moldova, aplicarea cotei unice trebuie să fie pe o perioadă determinată de timp și sper eu să fim martori atunci când vom reveni la o cotă progresivă ca să avem premizele necesare, și anume un grad de dezvoltare și o conformitate fiscală. Dar obiectivul principal la acea etapă a fost reducerea costului forței de muncă versus reducerea nu versus, dar împreună cu reducerea fenomenului salariilor un pic. Și s-a obținut asta reducere? Salariul un pic? În proporție cu acele pierderi care le-a avut bugetul de la... În anii 2018, în 2019, a fost înregistrat cel mai mare ritm de creștere a salariului un pic și cel mai mare număr de salariați înregistrați. Și cum va fi în viitor? Viziunea dumneavoastră mai bine. Mai multe plicuri. Mai bine de cum ai zis. Nu tot n-are. Aștepte cu oarcă trebuie să vă mulțumesc. Vă rugăm. Dați-o, da. Poftim, între timp, poate mai apar și alte întrebări. Iată, denumirea temei dumneavoastră, de ceea ce avem consolidarea finanțelor publice, și politica fiscală. Întrebarea mea este legată de acea curbă despre care ați amintit, curba la fier, care, dacă ne gândim la ea, cota impozitelor reprezintă o manifestare a politicii fiscale, iar încasările fiscale, cealaltă variabilă, dependentă, reprezintă un aspect de consolidare a finanțelor publice. Dacă ați făcut o analiză asupra curbe la fier în Republica Moldova și dacă se adeverește ea pentru cazul Republicii Moldova. Mulțumesc. Mersi pentru întrebare. Cred că ar fi o temă bună de cercetare pentru viitor. În primul rând, să vedem unde Republica Moldova se află în curbe la fier. În prima parte a ei sau în a doua parte. Sunt tipuri de impozite unde creșterea acesta ar avea un impact foarte negativ, atât asupra creșterii economice,
cât și asupra consolidării finanțelor publice. Și aici mă refer în special la impozitele salariale, contribuții sociale și medicale, care, în opinia mea, ar avea cel mai mare efect negativ pe creșterea economică și cel mai probabil și pe consolidarea finanțelor publice, din perspectiva deficitului forței de muncă pe care îl avem în Republica Moldova. Pe de altă parte, avem poziții unde putem să le valorificăm și să consolidăm finanțele publice și mă refer în special la facilitățile fiscale care sunt pitați pe valoare drogată. Am mai multe întrebări. Am să încerc să le urmez una după alta. Dacă nu aud răspunsul, un precedent într-o întrebare. Pornesc cu ipoteza, stimate domnule candidat la titlu științific. Notați dumneavoastră că ipoteza formulată constă în faptul că nivelul impozitării nu are o corelație directă cu creșterea economică, aceasta din urmă fiind influențată mai degrabă de structura sistemului de impozitare, încercați să dovediți acest lucru, de simplitatea, de eficiența administrării fiscale, iar o politică fiscală orientată spre consolidarea finanțelor publice crește capacitatea statului de a influența procesele economice, 1, 2, asigura o mai mare eficiență de utilizare a resurselor unei țări. Deci avem eficiența administrării aici apărută, capacitatea statului de a influența procesele economice, nu bine să zicem că parcă le-am sesizat, și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor unei țări. Toate aceste trei componente, dumneavoastră, ați reușit să le prezentați în teză într-o anumită măsură ca să puteți apoi valida această ipoteză sau mai puțin? Da, mersi pentru întrebare. Prima propoziție legată de faptul că nivelul de impozitare nu neapărat duce spre creștere economică, este și în cazul prezentărilor și analizelor țărilor din Uniunea Europeană și în cazul Republicii Moldova, unde nu există, nu s-a identificat o corelație directă. Practic, toate datele pe care le-am analizat nu indică o corelație directă între nivelul de impozitare și creșterea economică. Creșterea economică a fost luat ca și indicator produs intern brut per capita pentru a asigura compararea acestor date. Legate de administrare fiscală. Eficiența administrării, în teză a fost menționate două dimensiuni. Prima, simplificare, și a fost propus un model de impozitare pentru a simplifica impozitarea, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a stimula apetitul cetățenilor de a realiza afaceri, de a intra în mediul de afaceri. Și la fel a fost propusă o simplificare pe domeniul taxei pe valoare adăugată. Și pe domeniul digitalizării este un trend care cred că deja l-am pierdut și trebuie să depunem cât mai multe eforturi pe acest aspect. Ce ați avut în vedere până la urmă cu eficiența utilizării resurselor unei țări? Eficiența utilizării resurselor este menționată în TES. Și inclusiv în aspectul politicii fiscale, creșterea economică și finanțele publice, o întrebare foarte bună este faptul dacă anumite resurse sunt utilizate mai eficient la nivelul companiilor sau cetățenilor, sau aceste resurse cooptate prin intermediul impozitelor către bugetul de stat ar putea să fie utilizate într-un mod mai eficient. Având în vedere că la nivelul bugetului de stat pot fi acumulate resurse mai mari și efectul de scară fiind mai mare, fiind investite eficient în programe de investiții publice, ar avea capacitatea să contribuie mai mult la creșterea economică. Sunt de acord, ar avea capacitate, dar eu am pus întrebarea altfel, dacă ați reușit să demonstrați această în teză, altfel am pus-o. Mulțumesc pentru răspuns. Mai am o întrebare, mai multe, dacă o să-mi dați voie, că nu s-a găsit răspunsul care l-aș fi vrut. La noutatea științifică, numărul 3,
formularea metodei de evaluare cantitativă și calitativă a efectelor modificării structurii și nivelului de impozitare asupra 1. Creșterii economice, 2. Consolidării finanțelor publice și 3. Gradului de redistribuire a veniturilor. Ați reușit să formulați această metodă? Că aveți aici 3 componente foarte solide. Creștere, economic consolidare, grade de distribuire, foarte spus puternic. Dacă reușiți acest model, din punct de vedere, dacă nu cantitativ, măcar calitativ, unde este cumva de comentat, dacă se mai poate? La nivel de inviozul impozitare și creșterea economică, grafii pe care le-am prezentat și concluzii care au fost făcute, și ține de gradul de redistribuire a veniturilor. A fost realizată o corelație între nivelul de încasări și gradul de redistribuire a veniturilor, utilizând coeficientul Gini, și s-a demonstrat că acolo există un nivel de impozitare mai mare, există și o redistribuire a veniturilor mai eficient. Plus, o a doua corelație care a fost analizată este faptul, și sunt și niște lucrări ale autorilor, atunci când există un grad de redistribuire a veniturilor mai echitabilă, țara are capacitate mai mare să înregistreze o creștere economică. Pentru că sunt utilizate resursele mult mai eficient atunci când sunt redistribuite echitabile veniturile. Aceasta este amalgamul corelației între aceste aspecte. Adevărat, un amalgam, dar așa într-o metodă care, iată, eu din start așa mi-am imaginat-o, că am să găsesc undeva o metodă cu compartiment cantitativ expunere, unul calitativ pe toate trei. Ele nu sunt adunate așa într-un ghem undeva, da? Ele sunt pe parcurs. Ele sunt pe parcurs. Ele sunt pe parcurs. Sunt analizate. Am înțeles. În capitolul 1 sunt descrise la nivel de cercetări publice. Și se poate să vă mai adresez întrebare? Uitați-vă că la pagina 17 dumneavoastră aveți prezentat valoarea practică a cercetării și aici dumneavoastră notați despre, da, să o citim ca să fie mai clar. Deci această valoare practică are mai multe componente la dumneavoastră, una dintre care vizează și constă în utilizarea, stați că mi-am notat, constă în utilizarea rezultatelor cercetării de către Republica Moldova și de alte țări în curs de dezvoltare. Ambițios anunț, pentru a îmbunătăți eficiența politicii fiscale, astfel încât aceasta să asigure schimbarea comportamentului cetățenilor, companiilor, în vederea unei mai mari predispuneri de a investi și de a spori productivitatea muncii. Iată, la productivitatea muncii m-aș referi în întrebarea mea cu o rugăminte către dumneavoastră să argumentați științific unde în teză cu productivitatea muncii ați muncit și ați prezentat-o că ea ar spori într-un final. Aspecte legate de productivitate. Exact, productivitatea muncii. A fost analizat în momentul când a fost realizat obiectivul analizei reformei fiscale cu Republica Moldova și anume efectele diminuării impozitului pe venit, contribuțiilor sociale, inclusiv asupra numărului de desalariați în Moldova și a fondului de desalarizare. Sunt legate de muncă, dar productivitatea propriu-zisă, eu tot n-am regăsit-o și m-am gândit că poate altfel trebuia să fie reformulat acest aspect. Mulțumesc pentru răspuns și o ultimă întrebare, din multele care posibil o să mai avem timp să discutăm, că mi-am notat multe, ca să nu rețin atenția celor prezenți. Pe pagina 93, în alineatul 2, dumneavoastră notați, nu depășesc peste aceasta, haideți să vă pun pe alta. La pagina 86, concluzia numărul 8, privind ajustarea cotei impozitului funciar la nivelul inflației. Notați dumneavoastră? Da. Niște argumente în legătură cu ajustarea la nivelul inflației în Republica Moldova. Care le-ați, cum ați dedus?
pentru că Marina Iubescu Funcea este stabilită într-o variabilă nominală, iar neajustarea acestei rate inflației determină în termeni reali reducerea veniturilor din impozitul încearcii și sunt afectate autoritățile locale. Deci cel mai simplu este să comparăm un pic unde se observă o tendință de reducere a acestor încăsări. Pentru ca să evităm acest aspect, s-a fost propus să fie ajustat la rata inflației, fiind indicator de cel puțin, dar în dependență de capacitatea sectorului agricol, poate analizată și mărire mai mare. Da, dar dumneavoastră faceți doar propunerea, fără o argumentare așa cifrică sau... A fost analizat nivelul de încăsări care s-a realizat în Republica Moldova. Și am înțeles. În comparație cu țările din Europa. Mulțumesc. Dar mi-a apărut o altă întrebare. Deci neajustarea salariilor, da? Are, se manifestă negativ pe două componente. Deci, pe de o parte, se reduce impozitul, adică nu se reduce, dar nu crește impozitul pe venitul persoanelor fizice, deci directe, salarii, iar pe de altă parte se reduce consumul, da? Adică se reduce capacitatea de consum a populației și respectiv impozitele indirecte nu vin mai multe la buget. Deci toate sursele de venit, de impozitare, toți subiecții de impozitare ar trebui să fie ajustați. Trecor. Cel mai grav este și asta se vede că atunci când are o ajustare a salariilor, de obicei, în acel domeniu, forța de muncă are diferit. Da. Da, dar o ultimă întrebare în legătură cu necesitatea unei analize cost-beneficiu despre care vorbiți la pagina 52, declarând necesitatea realizării acestea. Dumneavoastră presupuneți că o să o mai faceți pe viitor această cercetare cost-beneficiu sau ați reușit undeva și mie mi-a scăpat din vedere, n-am regăsit-o. Nu, această analiză nu este în cadrul tezei. Dar ea trebuie să fie un obiectiv al autorităților publice responsabile de politica fiscală atunci când urmează optimizarea capacităților fiscale. În următoare, cercetare se face. Ministerul Finanțelor spunea că a făcut un efort foarte bun și chiar a fost parte pe un anumit component pe acest subiect, în care a evaluat toate capacitățile fiscale din Republica Moldova. Dar nu este de ajuns doar să le evaluez. Este important să vedeți și dacă s-au manifestat anumite efecte pe aceste facilități ca să iai deciziile corespunzătoare. Mulțumim. Vă rugăm altcineva. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la următoarea etapă. Oferim cuvântul doamnei Nadejda Bocnai, care în calitatea dumneavoastră de secretar științific va aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil în nota informativă a ANACEC și în avizele altor centri științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Rugăm. După cum am menționat, susținerea tezei a avut loc în cadrul Departamentului Finanțe și Asigurări, care a promovat teza spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat, cu condiția defectării tezei în funcție de sugestiile parvenite din partea recenzenților și revizuirea acestora de către președintele și secretarul științific al Consiliului. Ceea ce am văzut, când am dat citire dosarului, am prezentat, realizat și semnat de către președintele și secretarul științific. Așa, deci sugestiile care au parvenit de la ANACEC, noi le-am discutat în cadrul ședinței de susținere preliminară, unde autorul tezei, deci le-a prezentat pe rând și a comentat respectarea acestora. Mai puțin au fost date citirii perfectarea tezei referitor la
sugestiile făcute în cadrul seminarului științific. Și eu am să dau citirii sugestiilor parvenite din cadrul seminarului științific de profil, care se referă la reformularea obiectului și subiectului de cercetare și concentrarea efortului anume asupra acestor elemente. Redactarea capitolului 1 în strictă conformitate cu ghidul ANACEC de redactare a tezilor de doctorat. Revizuirea capitolului 2, deoarece nu este clar de ce autorul abordează dezvoltarea regională și stimularea creșterii economice, în condițiile în care teza trebuie să urmărească evaluarea impactului politicii fiscale asupra creșterii economice și consolidării finanțelor publice. În capitolul 3, de schimbat denumirea și structura în corespundere cu tema tezei de doctorat. Atingerea volumului se propune atingerea volumului solicitat a părții principale a tezei de doctor pentru științele socio-umane în corespundere cu ghidul ANACEC. Se recomandă consolidarea contribuției autorului, se propune reformularea elementelor 1, 2, 4 în corespundere cu tema tezei de doctorat și în baza evaluărilor analitice asupra politicii fiscale promovate în Republica Moldova. S-a propus ca concluziile și recomandările să fie formulate într-un mod mai argumentat și să fie strict la tema tezei și să se facă referințe la toate sursele bibliografice, inclusiv lucrările proprii ale autorului. Mulțumim! Acestea au fost sugestiile din cadrul seminarului științific de profil. Da, vă mulțumim, doamna Voltar. În continuare oferim cuvântul domnului Dorel Noroc pentru ca dumnealui să răspundă pe marginea acestor avizii. Aceste avizii și propuneri au fost incluse total în teză și mai mult ca atât au dus o valoare adăugată tezei pe care am făcut-o. Mulțumim! Oferim cuvântul doamnei Ludmila Copțari, conducătorul științific al acestei lucrări, pentru ca dumnei să caracterizeze calitățile personale și profesionale ale candidatului. Da, stimată doamnă președinte, onorată asistență, îmi permiteți să vă vorbesc despre Dorel Noroc ca și fost student al Facultății Finanțe, așa și ca și coleg și doctorand. Îl cunoaștem cu toții de mai mulți ani. Pe parcursul acestei perioade, de la perioada de studenție până în prezent, a excelat, cred că, atât în domeniul profesional, cât și în domeniul cercetărilor. Faptul acesta se demonstrează atât prin cercetarea care se discută astăzi, cât și prin cele 23 de publicații științifice pe care le-a prezentat în lista publicațiilor științifice, dar pe lângă acestea a fost examinat domeniul care ține de finanțe publice și fiscalitate, cu un șir de alte lucrări care au fost publicate în materialele profesionale, gen contabilitate și audit și alte reviste care sunt pentru practicieni și care aduc o valoare foarte mare. Pe lângă aceasta, această valoare cred că se reflectă și în cunoștințele doctorandului care le demonstrează astăzi și le demonstrează la cel mai înalt nivel. În această ordine de idei vin în adresa membrilor Consiliului Științific pentru a susține doctorandul Dorel Noroc în vederea obținerii titlului de doctor în științe economice, pentru ca să poată excela și a fi perseverent și corect în ceea ce își face, cum a făcut-o și până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Pentru că ați spus, doamna Ludmila, că îl cunoaștem de multă vreme, noi toți îl cunoaștem, așa? Da, a fost studentul nostru și eu m-am mirat că așa de mult timp a trecut, 2008-2011, da, Dorel? L-am cunoscut întotdeauna ca pe un student țăgâincios, foarte bun, foarte, foarte bun, dar, într-adevăr, a excelat pe toate domeniile, și profesional, și științific și chiar personal cu trei copii, dar că tot ați vorbit și de problemele sociale de noastre contribuit și la rezolvarea acestei probleme demografice. Demografice, da. Foarte important. Deci o evoluție ascendentă pe toate planurile. Da.
Oferim cuvântul referenților oficiali care își vor expune părerea asupra tezei, obiecțiile și sugestiile fiind citite din aviz. Și în acest sens oferim cuvântul doamnei Galina Ulean, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Da. Stimați membrii Consiliului, onorată asistență, îmi permiteți să prezint referatul privind evaluarea tezei de doctor cu tema politică fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice, prezentată de către Noroc Dorel. Încep cu actualitatea și importanța tezei de doctor. Deci, actualitatea problematică abordată în teza de doctor este determinată de rolul politicii fiscale în consolidarea finanțelor publice și influența asupra creșterii economice. Legătura dintre politica fiscală și creșterea economică este una complexă. Crearea unui sistem fiscal eficient este un obiectiv prioritar în cadrul politicii fiscale, care să permite atât asigurarea sustenabilității finanțelor publice, cât și promovarea unei creșteri economice durabile. Elaborarea unei politici fiscale eficiente necesită o analiză aprofundată a mecanismului economic, a interrelațiilor dintre diferite componente sistemului economic, determinarea tipurilor de impoziții ce urmează a fi utilizate în atingerea obiectivelor de creștere economică și a celor de consolidare finanțelor publice. În contextul dat, tema de cercetare abordată de autor în lucrare reprezintă o abordare originală aspectelor teoretice aplicative a politicii fiscale, orientate spre consolidarea finanțelor publice și creșterea capacității statului în a influența procesele economice. Prin aceste aspecte, teza de doctor se remarcă într-o actualitate bine argumentată, fiind în același timp de o importanță evidentă atât ca cercetare la nivel teoretic, cât și practic, servind drept suport metodologic aplicativ pentru factorii de decizie. Autorul se axează pe rezultatele cercetărilor în problematică privind sistemul optim de impozitare din perspectiva consolidării veniturilor bugetare și creșterii economice, analiză problematice impactului politicii fiscale și al modificărilor cheltuielilor publice asupra creșterii economice, cercetările privind facilitățile fiscale și impactul acestora. Deci, în acest context, tema tezei de doctor este de o semnificație și actualitatea incontestabilă. Structura și conținutul tezei de doctor. Teza de doctor are următoare structură. Adnotarea, lista tabelului, lista figurilor, lista abrevierilor, introducere, precapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 140 de titluri, 17 anexe, 20 note figuri, 15 tabele. Deci corespunde cerințelor regulamentare. În introducere, autorul argumentează actualitatea și importanța temei de cercetare, dezvăluie situația în domeniul de cercetare și problemele existenței, formulează scopul și obiectivele cercetării, descrie metodologia cercetării realizate, elementele de noutate și originalitate științifică, semnificația teoretică și valoare aplicativă a rezultatelor obținute, formulează problema științifică importantă, soluționată în teză, face referință la aprobarea și implementarea rezultatelor C4, indică numărul și volumul total al publicațiilor științifice. Primul capitol, abordări conceptuale privind implicațiile politicii fiscale în procesul de stimulare a creșterii economice și de consolidare finanțelor publice, autorul, analizând literatura de specialitate, evidențiază rolul politicii fiscale în stimularea creșterii economice. Autorul are dreptate că influența creșterii economice poate avea loc prin intermediul următoarelor trei componente a politicii fiscale: nivelul de impozitare, structura sistemului de impozitare, complexitatea, simplitatea sistemului de impozitare. În rezultatul cercetării, autorul face concluzie că este necesar să facem distinție între impozitele distorsionate și necesare în vedere venit și pe venit și pe proprietate, care afectează creșterea economică, și cele non-distorsionate, ce se caracterizează prin un impact neutru. Deci, principală concluzie
reiese din, ce reiese din cercetări este faptul că ritmul de creștere economică este influențat în mare parte de modificările realizate în sistemul impozitelor distorsionate și nu a celor non-distorsionate. Deci autorul ajunge la concluzie că în cazul adoptării politicii fiscale orientate spre creștere economică este necesar de a se pune accent în special pe impozitele directe, iar în cazul când se urmărește colectiv de venituri bugetare suplimentare pe impozitele indirecte. În capitolul 2, deci analiză și cuantificare impozitării directe ca instrument de creștere economică, autorul determină rolul impozitelor directe în dezvoltarea regională și în stimularea economică. Autorul a analizat două tipuri de facilități fiscale, scutire de impozit pe profit reinvestit și amortizare accelerată și a ajuns la concluzie că amortizarea accelerată prezintă mai multe avantaje și ceea ce prezentarea tot subliniat acest moment. Deci este mai transparentă, mai ușor de administrat și poate fi mai bine direcționată către investițiile cu un impact economic mai mare. Autorul analizează impozitul pe proprietate, care este principală sursă de finanțare a autorităților publice locale și constată că eficiența acestora, evaluată ca raport la produsul intern brut, la noi în Moldova este de 0,29%, este mult sub nivelul medii europene, unde acest indicator este 2,26%. Autorul are dreptate că în Republica Moldova există potențialul de creștere resurselor bugetare, în special celor locale, prin intermediul consolidării impozitelor pe proprietate, în special impozitul funciar. O atenție deosebită a fost acordată și impozitul pe venit ca și instrument principal de stimulare activităților investiționale. Autorul propune principalele căi de perfecționare impozitelor directe care ar facilita stimularea creșterii economice și consolidarea finanțelor publice. În capitolul 3, implicații impozitării indirecte asupra consolidării finanțelor publice în contextul organizării legislației fiscale, autorul prezintă și analizează principalele tendințe ale politicii fiscale la nivelul țărilor Uniunii Europene privind impozitele indirecte și face comparație cu Republica Moldova, ajungând la concluzie că una din direcțiile prioritare pe termen mediu este armonizarea legislației fiscale în partea ce ține de taxă pe valoare adăugată și accizele în conformitate cu directivele Uniunii Europene. Analizând accizele și TVA, autorul face concluzie că aceste sunt sursele principale ale deformării a veniturilor bugetare și instrumentele importante de redistribuire veniturilor naționale și vine cu propunerea de creștere cotelor de accize la gaze naturale, energie electrică și produsele de tutun, care trebuie să fie însuțite paralel și asta s-a menționat și în prezentare, cu măsuri de protecție socială pentru a atenua impactul asupra populației cu venituri mici și menținere competitivității producției autohtone. Deci, este meritul autorului recomandare privind optimizarea sistemului TVA în Republica Moldova în conformitate cu directivele Uniunii Europene. Deci, se propune creșterea taxei pe valoare adăugată în agricultură până la 12%, deci concomitent cu reducerea taxei pe valoare adăugată de la 20% la 12% pentru îngrășămintele și fertilități. Deci, ceea ce a fost prezentat și explicat anume, deci, în prezentarea pretendentului. Deci, rambursarea sumelor de TVA acumulate în cont quantum, impozitelor pe salariu plătite, trecerea la raportarea și achitarea lunară a TVA la cea trimestrială în cazul micro-întreprinderilor.
Studiul efectuat i-a permis autorului să identifice și să formuleze direcții de perfecționare sistemului de impozitare în Republica Moldova din perspectiva creșterii economice și consolidării finanțelor publice. Evaluarea cercetărilor efectuate în capitolul 3 denotă că rezultatele propuse de autor prezintă interes și au valoare metodologică și aplicativă. Problematica examinată în teza reprezintă o direcție importantă de cercetare și este în corespundere cu documentele strategice ale guvernului și cercetările științifice în domeniu. Și cum noi am văzut și s-a prezentat și în prezentare că domnul Noroc a chiar participat la realizarea și elaborarea documentelor la nivel național. În urma investigației efectuate, autorul vine cu un set de concluzii și recomandări privind fundamentare din punct de vedere științific și metodologic, a complexului de măsuri de politică fiscală în vederea identificării propunerilor de perfecționare sistemului fiscal național pentru asigurarea creșterii economice și consolidarea finanțelor publice. Autorul formulează, formulat în sfârșit, trei obiective strategice despre care tot s-a vorbit în prezentare. Deci, mobilizarea resurselor bugetare prin impozitele indirecte, inclusiv din cele aplicate activităților și produselor neprietenoase mediului pentru finanțarea obiectivelor de creștere economică. Creșterea economică sustenabilă prin digitalizare și trecerea la economie verde, integrare de plin în spațiul fiscal al Uniunii Europene în vederea asigurării urbanizării aprofundate impozitelor indirecte și prevederile directivelor Uniunii Europene. Dacă vorbim despre noutatea și originalitatea științifică în rezultatelor obținute, trebuie de spus, în primul rând, despre problema. Problema științifică tratată în teză de doctor este una complexă și constă în determinare științifică, empirică și aplicativă a canalului de transmitere a efectelor schimbărilor în structură și nivelul de impozitare asupra creșterii economice, veniturilor bugetare și măsurii cetățenilor, identificare și fundamentare dispersiunilor sistemului de impozitare, ce efectează competitivitatea produselor locale și eroliază veniturile bugetare, formulare posibilităților de amplificarea proceselor fiscale, identificarea unui sistem optim de optimizare de impozitare. Deci trebuie discut că problema științifică a fost realizată, reșindu-i în problema determinată, a fost și determinată și noutatea și originalitatea științifică, elementele de noutate și originalitatea în realizație și prezentație și în presiune. Valoarea aplicativă. Valoarea aplicativă a tezei de doctor se confirmă prin utilizarea rezultatelor cercetării în recomandări practici, concrete, care pot fi utilizate pentru evaluarea performanței politicilor fiscale naționale și pentru ajustarea acestei la standardele europene. Instrumentele propuse pentru perfecționarea politicii fiscale pot contribui la stimularea economică, la simplificarea interacțiunii dintre contribuabil și autoritatea fiscală, la redistribuire echitabilă a venitului național și la consolidarea finanțelor publice. Calitatea teoretico-metodologică. Teza de doctor se remarcă printr-o bază teoretică pronunțată, reușit argumentată și analizată temeinic de către autor. Sunt utilizate rezultatele cercetărilor fundamentale cu referință la politică fiscală, creștere economică, redistribuire veniturilor, venituri naționale, venituri naționale, structură sistemului de impozitare, facilități fiscale, venituri bugetare, arătate și alte. Scopul cercetării este formulat corect din punct de vedere teoretic, metodologic și practic, corespunde conținutului și prioritățile problematice abordate. Pentru realizarea scopului propus în teza a fost stabilite obiectivele de cercetare, pe care am comunicat doctorantul și actul la număr,
care au fost cu succes realizate în țară. Metodologia CIF 4, pe care este fundamentată lucrarea, are la bază teoriile și abordările economice, definirea problematicii de cercetare, analiză și evaluare datelor prin utilizarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere economică. În cadrul CIF 4 a fost aplicată metoda analitică, metoda sistemică, metoda sintezii și analizei cantitative, calitative, analize situaționale, metoda analogie, analiză comparativă, metode statistice, matematice. Acestea i-a permis autorul să identifice esența problemei de cercetare, să analizeze politica fiscală și să determine rolul acesteia în influența creșterii și consolidării finanțelor publice. Deci, faptul că în procesul investigației realizate au fost aplicate diverse metode științifice, mie sugerează cunoașterea bună acestora și abilitatea autorului de aplicare corectă a instrumentarului teoretică metodologică. Concepere și calitatea textului. Teza de doctor propusă pentru examinare este o lucrare logic structurată cu multitudine de tabele, figuri, indicatori și alte instrumente prezentate atât în teză cât și în anexe, care demonstrează abordarea metodologică, științifică și aplicativă a lucrării. Teza are o ținută absolut corectă sub aspectul stilistic și gramatical, este scris într-un limbaj științific, spus cu un convingător și constituie un produs științific finalizat. Succesiunea aplicată de autor în cercetare îi conferă lucrării și rezultatele prezentate valoarea științifică. Sistematizarea conceptelor teoretice, coerența și expunerea opiniilor, argumentarea propriei poziții prin sinteze, analize, comparații, constatări și recomandări caracterizează competențele cercetătorului în demersul său științific. Completitudinea resurselor și referințelor bibliografice. Bibliografia este destul de vastă, cu autori și studii circumscrise teme abordate, la care se adaugă materialele proprii, o argumentare și documentare minuțioasă. Pe tot parcursul lucrării, autorul folosește informații și date de specialitate, ceea ce demonstrează că sursele bibliografice la care face trimiterea autorului au fost minuțios selectate și consultate. Teza conține listă bibliografică cu 104 de surse relevante, cu lucrări notorii citate în teză. Fapt ce permis autorul să evidențieze particularitățile domeniului de cercetare și să realizeze o analiză relevantă care ne demonstrează că autorul este un cercetător care cunoaște fundamental domeniul vizat, ceea ce a determinat propria direcție de cercetare în dezvoltarea unui cadru conceptual coerent privind politica fiscală și influența acesteia asupra creșterii economice și consolidarea finanțelor publice. Calitatea concluziilor generale și recomandărilor. Teza de doctor include concluzii care corespund cu conținutul acesteia. Concluziile la fiecare capitol sunt structurate în vederea primării opiniei autorului în raport cu obiectivele stabilite și ipoteza de cercetare formulată. Concluziile și propunerile prezentate în partea finală a tezei îi permit autorul să ofere o finalitate logică cercetării, asigurând lucrării un caracter sistemic din punct de vedere științific și aplicativ. În concluziile generale sunt reflectate principalele rezultate elaborate și obținute de autor, care constituie o valoare științifică importantă la tema cercetată. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicația autorului și rezumatul tezei. Deci rezumatul sintetizează cele mai importante aspecte și concluziile ale cercetării. Conținutul tezei corespunde temei aprobate, este expus logic și consecvent, conține toate elementele necesare pentru astfel de lucrări. Abordarea conceptuală a cercetării, principalele obiective descrie succinta tezei, punerea în evidență a contribuțiilor proprii ale autorului la realizarea analizelor și interpretarea rezultatelor. De asemenea, este prezentată lista lucrărilor publicate de autor în corelată cu tema tezei de doctor.
concluziile generale și recomandările despre rezultatele investigațiilor autorului. Aprobarea rezultatelor științifice este realizată de autor prin publicarea 23 de lucrări științifice care sunt reflectate în conținutul de bază tezei de doctor. Lucrările sunt incluse și în bibliografie tezei și rezultatele științifice a lucrării au fost acceptate spre aplicare și autorul a prezentat și a obținut două certificate de implementare a rezultatelor științifice eliberate de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. Sperăm că asta să fie de folos pentru elaborarea politicilor fiscale la nivel de stat. Obiecte, sugestii, propuneri. Deci trebuie urma analizei realizate cu privire la calitatea expunerii cercetării realizate în teză de doctor. Considerăm necesar să menționăm și unele sugestii care vizează cercetările în continuare, eu cred, a doctorantului. Că nu poți tot reda într-un așa volum restrâns a tezei de doctor. În primul rând, îmi propun publicarea rezultatelor cercetării care pot fi utilizate de către consultanți, experți, factori de decizie implicați în elaborare și realizare politicilor fiscale. Încă sunt foarte multe întrebări și după așa cercetare minuțoasă trebuie experiența asta să împărtășesc cu cei care ne neșlucit de a nu se ocupe în practică cu elaborarea politicilor fiscale. Și în al doilea rând, a doua propunere, continuarea realizării cercetărilor pe segmentul ce vizează impactul regimurilor fiscale speciale asupra veniturilor bugetare și asupra creșterii economice. Aici cred că se poate încă de lucrat și de lucrat și de propus încă multe de cercetat. Așa, corespunderea tezei de doctor titlului solicitat. În urma examinării conținutului tezei de doctor, și a rezumatului cu tema politică fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice elaborate de domnul Noroc Dorel, pot fi formulate următoarele aprecieri. Titlul și conținutul tezei, elementele de noutate științifică elaborate în concordanță cu tematica abordată. Argumentarea actualității temei de cercetare, formularea scopului și obiectivelor principale, abordarea metodologică aplicată, utilizarea suportului informațional, precum și problemă științifică importantă, soluționată dilător, relevă că structura și conținutul tezei de doctor corespund specialității 522.01 finanță. Teza conține un material bine prelucrat și expus convingător, stilul științific utilizat denotă faptul că autorul posedă metodele fundamentale dialectice, empirice de cercetare, tabelele, figure și anexe prezentate în teză, reflectă contribuția personală autorului. Metodologia cercetării este adecvată tratării subiectului și aplicată pe tot parcursul lucrării. Studiul empiric este relevant, interpretarea fenomenului și datelor este corectă și formată de recomandări care vizează tematica abordată. Autorul respectă etica cercetării prin citarea surselor în teză, toate sursele citate în test, textul lucrării se regăsesc în bibliografie. Și concluzia finală. Apreciind investigațiile efectuate, constatăm că teza de doctor în științe economice cu tema politică fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice, elaborată de către Noroc Dorel, reprezintă lucrarea științifică finalizată, conține inovații științifice și valoarea aplicativă, teza corespunde cerințelor regulamentare în vigoare, autorul lucrării Noroc Dorel merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 finanță. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mă interesează, dumneavoastră răspundeți la fiecare referent, deci după fiecare referent sau La sfârșit. În continuare, cred cuvântul doamnei Victoria Apostolache, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți, care
va prezenta și va prezenta avizul în calitate de referent oficial. Mulțumesc mult, stimată doamnă președinte a Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Deci, din analiza tezei pe care a prezentat-o domnul doctorant pretendent la titlul de doctor științific, Noroc Dorel, am ajuns la următoarele constatări. Argumentând actualitatea temei de cercetare, autorul evidențiază faptul că politica fiscală este fundamentul asigurării colectării resurselor financiare, atât la nivel local, dar și la nivel de stat, în vederea asigurării creșterii economice. Într-o perioadă de incertitudine economică globală, politicile fiscale eficiente sunt importante pentru stabilizarea economiilor naționale. Acestea, de fapt, pot ajuta la atenuarea efectelor recesiunilor și la stimularea redresării economice. Prin ajustarea impozițiilor corporative, guvernul poate crea un mediu mai favorabil pentru investiții, dar și pentru dezvoltarea economică. Reducerea impozițiilor poate stimula companiile să reinvestească profiturile în afaceri, să creeze locuri de muncă, dar și să îmbunătățească productivitatea. Pe de altă parte, o politică fiscală bine echilibrată trebuie să asigure și venituri necesare pentru finanțarea serviciilor publice și infrastructurii, esențiale pentru susținerea pe termen lung a creșterii economice. Între obiectivele creșterii economice și consolidarea finanțelor publice, prin intermediul politicii fiscale, adesea se înregistrează tensiuni ce urmează să fie anihilate prin diverse instrumente fiscale eficiente. Pe termen scurt, măsurile de consolidare pot încetini creșterea economică prin reducerea cererii agregate. Cu toate acestea, pe termen lung, o situație financiară stabilă și sustenabilă poate crea un mediu economic favorabil creșterii. În vederea realizării scopului și obiectivelor lucrării, autorul a utilizat metode științifice de cercetare, precum principiul sistematizării, care permite o integrare și coordonare a politicilor fiscale, astfel încât acestea să acționeze într-un mod unitar și să contribuie la dezvoltarea durabilă, dar și la stabilitatea financiară. Principiul dialecticii este aplicat în analiza politicii fiscale din perspectiva creșterii economice și consolidării finanțelor publice prin intermediul dinamismului și interdependenței dintre forțele economice și politice opuse, metoda analizei panel, care a permis studierea datelor din mai multe state sau regiuni pe o anumită perioadă de timp, oferind o perspectivă comparativă. De asemenea, autorul a utilizat în cadrul cercetării metode generale științifice, precum inducția, deducția, analiza și sinteza, analogia și comparația. În cadrul realizării cercetării, autorul a utilizat suport informațional bazat pe surse primare, reflectați în rapoartele oficiale pentru presă, buletine și alte publicații, cum ar fi rapoartele anuale și documente elaborate de organele de resort. De asemenea, autorul a lucrat cu un material factologic care a fost solicitat de pe paginile web ale Uniunii Europene și de către Eurostat și Banca Mondială. Teza de doctor are structura coerentă pentru acest tip de lucrare științifică, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie și anexe. Este completată cu 29 de figuri și 15 tabele, bibliografia fiind prezentată inclusiv și cu cele 23 de surse proprii. De fapt, volumul total al lucrării este de 183 de pagini. La introducere s-a pus accentul pe relevanța temei de cercetare, gradul de elaborare, este definit scopul și obiectivele cercetării, este formulată noutatea științifică și rezultatele obținute, de asemenea a fost evidențiată semnificația teoretică și practică a cercetării, fiind prezentate și rezultatele aplicative ale acesteia. În capitolul 1, abordări conceptuale privind implicațiile politicii fiscale în procesul de stimulare a creșterii economice și de consolidare a finanțelor publice, cercetarea este orientată spre investigarea teoretică a obiectului analizat. Explorarea evoluției interpretărilor științifice ale esenței politicii fiscale orientate spre consolidarea finanțelor publice, analiza legăturii dintre politica fiscală a statului și creșterea economică, caracterizarea argumentelor conceptuale și empirice cu referire la facilitățile fiscale în calitate de instrument al politicii fiscale în vederea asigurării creșterii economice,
economice. În capitolul 2, analiza și cuantificarea impozitării directe ca instrument de creștere economică, autorul a prezentat o abordare cuprinzătoare a impozitului pe venitul corporativ în țara noastră, evidențind modul în care aceste măsuri fiscale pot influența și creșterea economică a statului. A evaluat eficiența echității fiscale a impozitării veniturilor persoanelor fizice în țara noastră, de asemenea este realizată analiza contribuției și efectelor impozitelor locale la creșterea economică din perspectiva consolidării finanțelor publice locale în Republica Moldova. În capitolul 3, implicațiile impozitării indirecte asupra consolidării finanțelor publice în contextul armonizării legislației fiscale. Cercetarea este dedicată studierii comparative a sistemelor de impozitare din Republica Moldova și Uniunea Europeană. De asemenea, este analizată starea actuală a finanțelor publice în procesul de armonizare a accizelor și taxelor pe valoare, și taxe pe valoare adăugată în țara noastră. La concluzii generale și recomandări au fost expuse principalele rezultate ale cercetării efectuate și sunt oferite sugestii pentru optimizarea politicii fiscale din perspectiva creșterii economice și a consolidării finanțelor publice a Republicii Moldova. Menționez faptul că materialul este expus într-o consecutivitate logică și conține aspecte teoretice, practice și metodologice. Teza este bogată cu material factologic prelucrat și argumentat, de asemenea sunt prezente tabele, grafice, diagrame, ce evidențiază și confirmă tendințele prezentate. În partea finală a tezei, concluziile și recomandările prezintă o concluzie logică și sistemică a cercetării, subliniind atât aspectele științifice cât și cele aplicative. În concluziile generale sunt prezentate rezultatele esențiale ale cercetătorului, care adaugă valoarea considerabilă studiului efectuat. Aceste constatări și sugestii oferă o viziune clară și sistematică a contribuțiilor aduse domeniului cercetat. Concluziile care sunt prezentate în teza de doctorat sunt în concordanță cu conținutul lucrării în ansamblu. La finalul fiecărui capitol, concluziile sunt structurate pentru a prezenta punctele de vedere ale autorului în legătură cu ipoteza și obiectivele cercetării. Scopul și obiectivele cercetării au fost realizate, iar constatările științifice demonstrează elementele inovatoare menționate în lucrare, fapt ce contribuie la rezolvarea unei probleme științifice importante. Cercetarea realizată confirmă importanța implementării rezultatelor cercetărilor științifice în activitatea instituțiilor guvernamentale, iar aceste rezultate pot fi utilizate inclusiv și în procesul de consolidare a finanțelor publice prin prisma unei politici fiscale optime. Autorul a realizat o serie de obiective semnificative, concretizate în rezultate ce constituie în totalitatea lor noutate științifică a lucrării, precum sinteza principalelor abordări teoretice și evaluări referitoare la politica fiscală și elementele ei, identificarea soluțiilor de perfecționare a structurii sistemului de impozitare pentru o contribuție mai mare la creșterea economică, formularea metodei de evaluare cantitativă și calitativă a efectelor modificării structurii și nivelului de impozitare, dar și multe altele. De asemenea, autorul a caracterizat canalele de transmisie a politicii fiscale asupra creșterii economice și corelarea dintre coeficientul Gini și ponderea încasărilor fiscale în PIB. Autorul a reușit să structureze foarte bine conținutul tezei de doctorat, care include diverse tabele, scheme, diagrame și alte instrumente, atât în conținutul de bază, cât și în anexe. Aceste elemente, de fapt, contribuie la o prezentare aplicativă a lucrării, dar și la o înțelegere mult mai clară și precisă a proceselor analizate. Calitatea tezei este evidențiată inclusiv și prin stil, corectitudinea gramaticală și utilizarea unui limbaj științific, coerent și argumentat, iar structura și succesiunea logică aplicată în cercetare adaugă relevanță rezultatelor prezentate. Tema de doctorat se bazează pe o listă bibliografică largă, citate în cadrul tezei, fapt ce a permis evidențierea tendințelor din domeniul cercetat și realizarea unei analize de calitate. Bibliografia utilizată este vastă și include diversi autori și studii relevante pentru tema abordată. De asemenea, aceasta este completată cu 23 de publicații proprii ale
autorului, inclusiv în revistele de specialitate, contabilitate și audit și monitorul fiscal. În cadrul cercetării realizate, autorul se bazează pe informații și date statistice, indicând o analiză atentă a surselor bibliografice utilizate, precum acte normative, monografii, studii, articole științifice. Rezumatul tezei oferă o sinteză succintă a elementelor importante și a constatărilor care au fost determinate în timpul cercetării pentru teza de doctorat. Prezentarea tezei este logică, consecventă și corespunde cu tema abordată. De asemenea, rezumatul tezei de doctorat include toate elementele fundamentale necesare pentru această lucrare, cum ar fi repere conceptuale ale cercetării, obiective principale, o prezentare succintă a conținutului tezei, sublinierea contribuțiilor individuale ale autorului la analiza și interpretarea rezultatelor. Autorul, de fapt, și-a validat rezultatele științifice exact prin publicarea celor 23 de lucrări științifice, care reflectă esența tezei de doctorat, ele fiind, după cum am menționat, incluse și la bibliografie. Rezultatele studiilor au fost luate în calcul în vederea implementării lor de către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat al statului nostru. În urma analizei și evaluării conținutului tezei de doctor cu tema politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice elaborată de către Noroc Dorel, pot fi formulate următoarele constatări. Teza de doctor se concentrează pe o serie de elemente esențiale, confirmând că îndeplinește standardele academice și de specialitate. Titlul și conținutul tezei sunt în concordanță cu tema abordată, incluzând elemente științifice inovatoare în domeniul cercetat. Autorul s-a axat pe aspecte precum actualitatea și relevanța temei de cercetare, definirea clară a obiectivelor principale, metodologia abordată, utilizarea unor surse informative oficiale și rezolvarea unei probleme științifice importante din domeniul finanțelor publice, dar și a fiscalității, iar aceste elemente sunt esențiale pentru a confirma că teza este în concordanță cu specialitatea 522.01 Finanțe, calitatea analizei și prezentării materialelor din teză, precum și capacitățile de cercetare ale autorului, sunt apreciate inclusiv și prin intermediul conținutului prezentat în figuri, tabele, scheme, anexe. Astfel constatăm că materialele sunt bine prelucrate și prezentate într-un mod argumentat, este utilizat un stil științific corespunzător, contribuția personală a autorului este prezentă în rezultatele științifice obținute. Asigurarea validității și relevanței cercetării se atinge prin aplicarea corectă a metodologiei, a studiului empiric și a interpretării datelor, fapt ce a fost respectat cu strictețe în elaborarea tezei de doctorat. Etica cercetării și practicile academice corecte reprezintă un domeniu fundamental în redactarea unei teze de doctorat, astfel menționăm că autorul a respectat acest principiu esențial, asigurându-se că fiecare sursă menționată în textul lucrării este inclusă în bibliografie. Cu titlu de recomandare menționez necesitatea continuării cercetării de către autora subiectului analizat în teză, deoarece este unul important și relevant pentru economia Republicii Moldova. Astfel, în urma analizei și evaluării cercetării realizate, constat că teza de doctor în științe economice cu tema politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice, prezentată de către Noroc Dorel, reprezintă o lucrare științifică finalizată, ce conține rezultate științifice inovative și valoare aplicative. Teza de doctor corespunde cerințelor regulamentului în vigoare, iar autorul lucrării Noroc Dorel merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitate 522.01 Finanțe. Mulțumim! Rugăm domnul Noroc să răspundeți la obiecțiile, sugestiile formulate de referință. Eu doresc, în primul rând, să mulțumesc doamnei Grădință Cean, doamnei Iulian și doamnei Postolanchi pentru faptul că a acceptat să fie referență. Pe lângă faptul că este o muncă să scrie o teză, știu că este și o muncă să citești teza și să emiți o apreciere pentru această teză. Vreau să mulțumesc doamnelor și eu am ascultat cu mare plăcere aprecierile care au fost date în cadrul tezei. Mulțumim! În continuare, demarăm discuțiile asupra valorii științifice a tezei și invităm
să participe la aceste discuții toți doritorii, în special persoanele invitate, pentru că membrii Consiliului își vor expune părerea puțin mai jos, dar mai... Acei care sunt invitați, dacă doriți. Dacă nu, atunci... Dacă se poate. Da, putem. Onorată asistență, avem în discuție o lucrare, o teză, destul de valoroasă, în părerea mea, pentru că eu nu am citit în detaliu, dar în cele expuse și materialele care sunt prezentate, am înțeles că este o lucrare bine gândită, bine gândită și mai mult ca atât pe prezintă un interes pentru organele de resort, pentru Ministerul Finanțelor, pentru Serviciul Fiscal de Stat, pentru că sunt raportate niște probleme esențiale ale politicii fiscale care sunt tangențial și nu mai va influența, sper, politica fiscală a statului nostru în continuare. Sigur că au fost pe lângă faptul că au fost analizate din punct de vedere teoretic multe probleme de ordin fiscal. Sigur că, la părerea mea, partea principală, cea mai importantă, este analiza empirică a celor fenomene, fapte, indicatori care sunt, la momentul actual, importanți în sistemul nostru fiscal. Acele propuneri care au venit de la autor și recomandări, concluzii, desigur, ele denotă faptul că s-a dus, s-a făcut o muncă destul de importantă, valoroasă, dar și calitativă, în vederea, nu știu, abordării acestui subiect destul de complicat. Eu supun că această lucrare, iar poate fi mai întreabă pentru vot la, pentru membrii Comisiei, membrii Consiliului Național și merită apreciere. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă mai dorește cineva? Domnul Roc, dacă doriți să răspundeți la sugestiile sau ceea ce a spus domnul Mărcineanu. Da, eu n-am dat. Așa ai scris aici. O să vă apreciez. Dacă n-am mulțumesc. Da, mulțumiți. Bun. În continuare, membrii Consiliului Științific Specializat își vor expune fiecare în parte părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezei și ofer cuvântul în acest sens doamnei Rodica Hâncu, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice. Mulțumesc! Eu, în primul rând, vreau să felicit pe pretendentul la titlul științific de astăzi, Dorin Noroc, pentru finalizarea unei munci care a durat ceva timp și pe acest parcurs lung de cercetare am mai reușit, după cum s-a vorbit anterior, să aibă rezultate frumoase și pe plan profesional și pe plan familial. Da, ești bravo, Dorel. Și vreau să spun celor prezenți că Dorel a fost și cel mai bun student din Torentul, din unul din Torentele multe pe care le-am avut, așa că el ține nivelul și este foarte exigent la tot ce facem. Felicitări! Apreciez foarte mult și prezentarea reușită de astăzi. Ați avut o prezentare foarte frumoasă, bine gândită, bine structurată, frumos, calm prezentată și prin această prezentare s-au mai pus niște puncte pe ei care mai erau în lista mea de întrebări și de discuții.
o muncă foarte frumoasă ați depus la prezentarea de astăzi. Apreciez și ținuta dumneavoastră cu răspunsurile oferite la întrebările care au fost, cu pertinența, răspunsul la gândurilor, ceea ce demonstrează că sunteți cunoscător profund al domeniului pe care l-ați cercetat. În linii mari, eu mă asociez cu referenții oficiali pe partea pozitivă de aprobare a rezultatelor cercetării și nu mă voi referi la ea pentru că este suficient de bine expus de ambii referenți ce ați reușit în teză, pe compartimente, pe capitole, pe structuri. Și ca să și mai economisim din timp, eu mă voi concentra la niște sugestii sau obiecții, cum vreți așa, le veți lua ca atare, dar nu înainte de a spune că eu voi vota pro, pentru că a fost o lucrare bună, serioasă, dar din punctul meu de vedere, pe unele momente se mai putea ceva de îmbunătățit. De exemplu, obiecțiile mele ar începe, sau sugestiile mele, haideți așa să le spun mai bine, ar viza o prezentare mai clară a problemei de cercetat. În introducere dumneavoastră aveți o încercare, câteva fraze aveți, după care formulați problema de cercetat. Ghidul solicită, ghidul de elaborare a tezelor solicită să faceți o descriere amplă a situației în domeniul de cercetare. Adică asta nu este trecerea în revistă sau gradul de studiere, cine a scris, Tanzi, Musgrave, e o altă istorie. Trebuia, dintr-a meu punct de vedere, dacă chiar și-ați hotărât să economisiți ceva din spațiu, din introducere, să vă permiteți luxul de a descrie mai profund problematica în capitolul 1. Ghidul așa își spune undeva că ceva zice așa ghidul, că analiza situației în domeniu, de obicei este capitolul 1, poate fi să fie stabilit stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei alese, în baza definirii conceptelor fundamentale. Dumneavoastră v-a reușit acest lucru, ați venit cu niște concepte, dar și în baza analizei critice a bibliografiei, și aici sunt unele momente reușite, urmau să fie analizate publicațiile științifice și o atenție deosebită trebuia să acordați rezultatelor științifice recente. Din punctul meu de vedere, recente avându-se în vedere conferințele, lucrările științifice, articolele celor care și-au plecat fruntea pe aspectele fiscale. Și e bine că este același Tanzi și Musgrave și alte nume notorii în domeniu care au avut tangențe sau direct legătură cu tematica. Dar avem și cercetători care în Republica Moldova, cel puțin despre ASEM aș vorbi, că Republica Moldova, România, vorbitorii de aceeași limbă, mai era loc de analiză. Deci un review al cercetărilor recente, mie mi-a părut că un pic v-a scăpat. Iată aici este Chico, de acum nu mai este, sau este, este Nadejda Berghi, este Bulgac, Corina, este Griciuc, care au făcut cercetări în domeniul respectiv, Cricliva, Gogărnoiu și mai era o pleiadă acum, numai din ASEM, zic, lucrările căror ar fi putut contribui, poate, dintr-un anumit punct de vedere, la creionarea gândurilor dumneavoastră și parcursului dumneavoastră. Ori asta este o cerință, să zicem. Și din punctul meu de vedere, mai este o prevedere în ghid care, dacă ar fi fost cu rigurozitate urmată de dumneavoastră, ar fi ridicat un pic, deși este ok cum este, dar încă un pic calitatea tezei pe foile prezentate. Că iată, citești cu ochii și vrei să mai găsești ceva. În concluzie, ghidul spune, autorul trebuie să prezinte problematica care cercetată în ghid și rezultatul pe care l-a obținut în legătură sau vis-a-vis sau corelat cu sarcinile propuse. Iată, dumneavoastră astăzi n-ați mers pe sarcini, cum scrintez, dar pe obiective. V-ați formulat niște obiective. Iată, capitolele, finalizarea fiecărui capitol trebuia să includă
opinia dumneavoastră, ați reușit sarcina sau obiectivul 1 în acest capitol să realizați parțial, total, sau ați întâlnit impedimente, pentru că ghidul și permite să arătați că un obiectiv n-a fost posibil de realizat dintr-un anumit sau alt motiv și asta tot ar fi fost binevenit. Ele sunt concluziile, ele sunt pertinente, dar o deschidere directă la concluzii nu mi-a permite mie să înțeleg care din sarcinile ați realizat. Trebuiește să merg rând pe rând. Dacă ați urmat acest obiectiv, l-ați reușit. Trebuia să revin, să citesc tot foarte atent ca să înțeleg care sarcină și în care capitol ați reușit să o realizați. Aceasta, din punctul meu de vedere, ar fi fost un plus pentru munca mare pe care ați depus-o dumneavoastră. Aș fi fost mai satisfăcută dacă astăzi aveam o opinie clară despre validarea ipotezei pe care ați formulat-o. Ea, totuși, pentru mine este cam pierdută undeva în spațiu tezei și eu n-am prins firul în care dumneavoastră tot ați demonstrat că ipoteza aceasta este validată. În final, cu multele componente ale sale. După mine, ea este foarte amplă și adevărat, probabil că ați avut mai greu să o prezentați, dar atunci trebuia chiar din start poate să o restrângeți, că ea este, după mine, formularea ei este una așa, extinsă. M-aș mai referi, dacă se permite, în continuare, se poate, da, doamna Scrieru? Da? Despre obiectul de cercetare pe care l-ați enunțat în pagina 14. El, după mine, este unul cumva mai puțin clar pentru mine. Scris dumneavoastră, obiectul de cercetare cuprinde sistemul fiscal, bugetar și creșterea economică în Republica Moldova și Uniunea Europeană. Fiind la pagina 14, eu deja îmi imaginez ce mă așteaptă. Am să găsesc sistemul bugetar, sistemul fiscal și creștere economică în Uniunea Europeană, 27 de state, Dorel. Și mă gândesc că le regăsesc pe toate. V-ați referit adevărat la un studiu comparativ a nivelului de impozitare în statele UE și Republica Moldova. Dar nu poate să apară aici ca obiect de cercetare sistemul fiscal, bugetar și creștere economică în UE. Deci acest și UE, cred că era un pic aici, m-a dezorientat pe mine, cel puțin, așa hai să spunem eu. Dacă m-aș referi la aspectele care vizează expresiile, stilul, aș găsi și aici posibilitatea să vă fac sugestii de revenire la unele sintagme care foarte des apar în lucrarea dumneavoastră. Sistem de impozitare. După mine, sistemul de impozite și taxe e una. Sistem de impozitare mai amplu, incluzând sistemul de impozite și taxe, la care de fiecare dată vă gândiți, dar scriți impozitare. Pentru sistem de impozitare, conform codului fiscal, asta este sistemul unitar al taxelor, impozitelor, dar și principiilor, și metodelor de calcul, și după puncte, încă multe mai este până la final. Adică sistem de impozitare, în varianta rusă un analogă, sistem mai clar. Sistem fiscal, noi spuneam înainte, el este mai amplu decât sistemul de impozite și taxe, dar sistem de impozitare mai include ceva. Și este discutabil, dumneavoastră puteți să polemizați cu mine, eu nu mă supăr, dar eu am verificat încă o dată tot ce solicită, tot ce utilizează cadrul de reglementare în Republica Moldova și noțiunea de sistem de impozitare este aici undeva schimbată cu ideea dumneavoastră de a lucra la sistemul de impozite și taxe. La fel ca și ideea cu procesul fiscal, este proces bugetar, da, dar este procedură fiscală și proces fiscal mai puțin se întâlnește, chiar mai puțin.
Sunt unele sintagme care mi-au părut nu chiar bine utilizate și se puteau îmbunătăți cu mai mare atenție de recitit. În următoarele cercetări a dumneavoastră ele se dispară. De exemplu, fundamentarea distorsiunilor. Cum le fundamentați? Le identificați. Ce să fundamentați distorsiunile? La care... În ce scop să fundamentați? Nu avem nevoie. Avem nevoie să le identificăm și apoi să luptăm cu aceste distorsiuni dacă acestea apar. În linii mari mă opresc aici. Am notat pe paginile lucrării unde se mai putea îmbunătăți și dacă o să aveți plăcere să mai discutăm, eu cu mare drag am să mai continui aceste discuții cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult. O invităm pe doamna Dragomir Lilia, doctor în științe economice, conferențiar universitar, să-și expună opinia legată de teză. Stimată doamnă președinte, stimați membrii Consiliului, onorată asistență, dacă permiteți mai succint să mă refer la lucrarea care a fost prezentată. Deci, în primul rând, vreau să felicit domnule Dorel Noroc cu așa lucrare, cu așa cercetare și conducătorul dumneavoastră pentru munca depusă. Deci vreau să menționez faptul că, într-adevăr, este o lucrare de valoare, are și noutate științifică și are și valoare științifică și are rezultate care pot fi aplicate în practică, în toate structurile statului ce ține de politica fiscală, cât și putem să le utilizăm pentru masteranzi și studenții pe care îi pregătim, pentru că chiar aș recomanda lucrarea dumneavoastră să fie mai departe împreună cu conducătorul științific ca monografie, pentru că, într-adevăr, are o valoare aplicativă. Deci, referitor la actualitate și importanța cercetării, într-adevăr, are o valoare pentru știința financiară și pentru economia Republicii Moldova. Am urmărit cu atenție deci, prezentarea pe care dumneavoastră ne-ați efectuat-o astăzi. Deci, a fost foarte bine formulate obiectivele. Deci, dacă nu mă greșesc, 11, da? În teză sunt 11, 7 au fost. Da, 11, da, 11 obiective. Da, deci, da, da. Văzut, da, am înțeles. Au fost scoase în evidență, deci, analizate reformele cu caracter fiscal în Republica Moldova și totodată dumneavoastră ați scos în evidență și nivelul, aprecierea nivelului presiunii fiscale, deci care este impactul acestor reforme, au fost scoase în evidență și un set, deci au fost propuse un set de măsuri cu privire la politica fiscală care vor duce la o creștere economică și asigurarea sustenabilității pe întreaga perioadă bugetară. Deci vreau să menționez faptul că autorul a analizat practica fiscală în țările membre în UE în comparație cu Republica Moldova și deci totodată vreau să menționez că a fost elaborat un și analizat un regim fiscal în ceea ce privește susținerea întreprinderilor mici și mijlocii care sunt înregistrate ca actori, plătitori de impozite și taxe. Deci, felicitări! Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Doamna Elena Puior, profesor universitar, rugăm! Stimate președinte, membrii Consiliului, evident că fiind următorul vorbitor, e destul de greu de adăugat ceva. Felicitări pentru munca depusă și rezultatele obținute. Vreau să spun că evident că la moment problemele impozitării. Microfonul aveți nevoie? Nu. Deci, problemele ce țin de sistemul fiscal sunt foarte, spunem așa, importante, de motiv că afectează toate laturile, atât economice, sociale, din toate punctele de vedere, acest sistem este așa un sistem foarte amplu.
și respectiv este foarte multe domenii care necesită un studiu foarte aprofundat. Unul dintre care și a fost, spunem așa, efectuat de domnul Dorin Noroc. Ceea ce ține de aspectele care au fost reflectate în teză, vreau să mă opresc, adică să menționez că mi-a plăcut data a vedere materialul bibliografic care a fost analizat. Mi-a plăcut, deci, nemijlocit aspectul reflectării principalelor probleme, de motiv că a fost analizat un spectru larg de surse bibliografice și evaluat tendința de dezvoltare a diferitor indicatori pe parcursul anilor 2002-2022. Deci este o spectru foarte larg de studiu și respectiv deci au fost menționate, spunem așa, disconcordanțele, neajunsurile la unele aspecte, mai ales ce ține de deficitul bugetar, ce ține de facilitățile fiscale, ce ține de cota de impozitare și altele. Și evident că măsura posibilităților, pe motiv că evident nu putem să facem tot, au fost propuse modificări, au fost propuse căi de îmbunătățire a situației nemijlocit. Ca să nu fiu tare spunem așa, să repet tot ce a fost spus de doctorant, de referenți, de vorbitorii precedenți, eu aș propune numai ca sau un domeniu de studiu pentru viitor care ar fi ar consta în argumentarea importanței și oportunității de promovare și implementare în politica fiscală a problemelor ce țin mai ales de facilitățile fiscale referitor la tot spectrul care există și deci impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată și toate celelalte impozitul pe impozitele locale, mai ales cele ce țin de proprietate, de funciar și deci să ne expun concluzia generală, propun pentru aprobarea această teză și mă alătur la viziunea vorbitorilor precedenți că ar fi bine acest material să fie publicat, să fie efectuată, elaborată o monografie în care să fie respectate toate pozițiile. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna profesor. Ofer cuvântul în continuare doamnei Angela Timoș, conferențiar universitar, care își va expune opinia vis-a-vis de teză. Mulțumesc, stimați membri, stimată președintă, onorată asistență, pretendent, conducător. Suntem prezenți la o susținere clasică de teză în științe economice, pe o problematică foarte interesantă, complexă și ambițioasă. Cunoscând acest domeniu, pot să menționez că teze care abordează politica fiscală chiar n-au fost susținute o anumită perioadă de timp, destul de așa mare, vreo 70 ani probabil. Asta nu înseamnă că cercetările nu s-au făcut în acest domeniu, totuși o cercetare de doctorat sau de postdoctorat este o viziune așa mai complexă asupra problematicii și doctorandului i s-a reușit, pretendentul i s-a reușit această, pe deplin această
în această lucrare să-și contureze interesele științifice, să le dovedească. A încercat să vină cu o ipoteză științifică care pas cu pas, prin metodologia cercetării, a încercat să o dovedească, mai mult sau mai puțin, pentru că suntem, înțelegem că este o problemă complexă și ambițioasă, dar citând savantul Minsky, care consideră că cercetarea empirică în domeniul economic vine întotdeauna sau este mai complexă și dictează cercetării fundamentale anumite direcții de dezvoltare, prin acele ținte care le-a inclus Dorel în această lucrare frumoasă, probabil o să vină și cu cercetări suplimentare pe anumite elemente mai fundamentale, mai conceptuale, pe, de exemplu, acele distorsiuni fiscale, ca concept interesant, pe acele abordări care vede politica fiscală totuși ca contribuția politicii fiscale la creșterea economică separată, nu complexă, cum o văd mulți din teoria economică, mulți o studiază din perspectivă macroeconomică generală, deci ca veniturile fiscale sau alți indicatori macroeconomici asupra PIB-ului. Totuși avem aici o abordare segmentată când avem și influența TVA-ului și este foarte interesant. Totodată mi s-a părut că anumite elemente, cum ar fi influențele ciclicităților economici, totuși economiile sunt dezvoltate în Uniunea Europeană diferită, au pe, deci nu sunt simetrice, sunt asimetrice, nivelele de dezvoltare pe anumite ani nu le poți calibra ca să vezi efectele, deci sunt niște chestiuni care oricum consider că Dorel trebuie să le cerceteze, care în primul rând capacitatea să o facă, asta dovedit-o prin această teză. Deține materialul foarte bine, fiind și lucrător în fiscalitate. Mi-a plăcut abordarea fermă a doctorandului vis-a-vis de opinia proprie în politica fiscală care, deci, s-a făcut la noi și respectiv opinia lui proprie că nu este de acord sau, mă rog, este de acord cu anumite chestiuni, ce îl face încă o dată, ne dovedește că este un cercetător care are și poate să-și argumenteze opinia proprie. Susțin această teză, este o teză interesantă, încă o dată spun, posibil că știind, fiind expert în domeniu, el și-a țintit anumite puncte care sunt problematice și asta se observă, poate o anumită coerență undeva așa, este mai slăbuță atunci când abordează, de exemplu, facilitățile fiscale, undeva ele poate dispar, apoi apar iar, sau când vorbește de digitalizare, vorbește doar despre acele efecte pozitive, dar mai sunt și efecte negative ale acestor procese, da? Dar asta este o cercetare care nu se termină cu această teză. Și sperăm că în poziția lui deja de doctor în științe, Dorel va continua să facă și va contribui în acest fel și la dezvoltarea finanțelor publice, inclusiv în Republica Moldova. Felicitări pentru susținere! Mulțumim mult și oferim în continuare cuvântul doamnei Nadejda Botnar, conferențiar universitar, pentru a-și formula părerea legată de teză. Da, mulțumesc mult. E ora de mâncare. Ți-a setat la ură. Așa, deci este adevărat că politica fiscală este pe larg cercetată în cadrul universităților, dar și de către practicieni. Noroc, Dorel fiind atât practician cât și cercetător, deci el a
reușit să îmbine aceste două frumoase activități într-o lucrare de cercetare, unde vedem și aspectul practic sau vedem partea de centru a lucrării, o analiză foarte amplă bazată pe un arsenal de date foarte coerent, atât național cât și extern. Deci concluziile lor doctorandului au un suport empiric foarte, foarte riguros. Deci, dar am vrut să zic că politica fiscală deci este pe larg cercetată și avem multe teze, într-adevăr, de doctorat susținute în acest domeniu, dar sub diferite unghiuri. Însă acest triptic, el zice, da, pus într-o singură lucrare, cum ar fi politica fiscală, creșterea economică și consolidarea finanțelor publice, este pentru prima dată și dă un grad de complexitate cu mult mai mare aceste teze. Faptul că nu s-a reușit să pună în valoare toate cercetările care s-au realizat până acum în cadrul acestei teze, deci este poate și datorat faptului că volumul este limitat al tezei, se putea doar poate de menționat măcar cercetătorii care au avut realizări în acest domeniu, pentru că atunci când o să vorbesc despre valoarea științifică, probabil că chiar și Dorel Noroc și-ar dori să se revadă și să regăsească în următoarele cercetări ale doctoranților la tema respectivă. Am sesizat în cadrul acestei lucrări spiritul creativ, inovativ, dar și critic al cercetătorului și pentru că doamna profesor Rodica Hâncu a memorizat, nu știu, probabil chiar asta atenția cercetătorul Tanzi, care a fost citat în lucrarea lui Dorian Noroc. Deci, doctorandul a avut chiar și o replică la această afirmație a cercetătorului Tanzi. Deci, mie mi s-a părut și mie o leacă ieșită din comun, dar bine, la timpurile dânsului, probabil că așa s-a văzut. Deci, el spune, menționează că mai întâi de toate este necesar de răspuns la întrebarea privind nivelul optim al cheltuielilor publice într-o anumită țară și dar după aceasta să fie stabilit nivelul impozitelor. Corect spune. Noi tot vorbim despre optimizarea fiscală, dar reieșim tot din ipoteza că trebuie să majorăm veniturile pentru a acoperi cheltuielile care sunt într-o continuă creștere. Și această optimizare a sistemului fiscal vine cumva să atenueze problemele ce apar în legătură cu deficitul bugetar, cu acoperirea cheltuielilor și așa mai departe. Ceea ce ține de... eu am să mă refer anume la ceea ce solicită regulamentul. Deci, valoarea aplicativă a tezei, eu am să o argumentez prin faptul că ea are două certificate, două certificate de implementare și anume a instituțiilor care trebuie să fie principale instituții care să implementeze rezultatele cercetării, le-au aprobat, le avem și în teze, deci este util acest capitol, în plus avem și avizile care dau o apreciere pozitivă la teza respectivă. Ceea ce ține de noutatea științifică, eu, mie nu-mi place atunci când dau aprecieri să spun și observații, dar le-aș făcut mai puține. Deci ca să nu apară discuții, să nu apară discuții, dar mai bine să fie mai puține. De ce, ceea ce ține de
de formularea metodei de evaluare calitativă și calitativă, deci eu aș fi omis-o pentru că, în primul rând, nu-mi pare corect formularea metodei pentru elaborarea metodei, perfectarea metodei de evaluare, da? Dar aș fi omis-o cu totul. Deci autorul a avut o bună intenție, dar a apărut întrebări la acest subiect. Deci, în general, consider că teza are o tentă științifică, este bine scrisă, este, concluziile sunt argumentate, sunt bazate, rezultă din cercetările autorului. Deci, atât, sunt fundamentate concluziile și propunerile autorului, mai puțin distorsiunile, da? Cu toate că și distorsiunile au fost scoase în evidență, da? Ca puncte negative care trebuie eliminate. Așa, și decizia mea, desigur că va fi în susținerea doctorandului, care prin aportul său științific, prin aportul său chiar și practic, deci pentru că a fost cel care a stat la bine, în direcția politică fiscală, da, Dorel? Unde a văzut pe viu problemele, a participat și la rezolvarea problemelor. Deci eu sunt pentru susținerea doctorandului. Mă rog, Dorian, de a obține titlul științific de doctor în economie, la specialitatea finanțe. Mulțumim mult, doamna Nadejda. În continuare, îmi rămâne și mie să-mi expun părerea vis-a-vis de lucrare. Pentru că au fost date multe aprecieri, eu am să fiu foarte succintă și am să menționez, poate am să repet încă o dată, că problematica aferentă fiscalității, inclusiv cea legată de politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidării finanțelor publice, reprezintă componente de bază ale științei și practicii financiare. Problemele abordate în lucrare sunt conforme cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării, și cu tendințele științei mondiale, ceea ce demonstrează actualitatea și importanța temei de cercetare. Conținutul tezei este suficient de echilibrat, relativ echilibrat. Modul în care este realizată cercetarea, procesarea și analiza teoretică merită o apreciere înaltă. Pentru a-și atinge scopul și obiectivele cercetării, autorul a aplicat diverse instrumente metodologice de cercetare, a dumnealui menționând metoda analitică, metoda analizei sistemice, metoda descriptivă, sinteza, metoda analizei cantitative și calitative și altele. Referitor la noutate științifică, din punctul meu de vedere, următoarele elemente de noutate științifică merită să fie evidențiate: determinarea efectului reformei fiscale a impozitului pe venitul corporativ în Republica Moldova asupra finanțelor publice și creșterii economice, determinarea efectului reformei fiscale a impozitului pe venitul persoanelor fizice, elaborarea unui regim fiscal pentru întreprinderile micro în vederea simplificării maxime a procesului de calculare, raportare și achitare a impozitelor, identificarea elementelor TVA din Republica Moldova care creează distorsiuni economice și afectează competitivitatea economiei naționale. În mare parte, concluziile sunt reușit expuse și argumentate. Lucrarea are valoare aplicativă. Pornind de la aprecierile făcute, consider că teza de doctor politica fiscală din perspectiva creșterii economice și consolidarea finanțelor publice întrunește calitățile înaintate față de o teză de doctorat, iar autorul acesteia, Dorel Noroc, merită titlul de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 finanțe. În același timp, vreau să menționez faptul că, în mare parte, multe dintre acele obiecții și sugestii care au fost menționate sunt determinate de faptul că politica fiscală reprezintă un subiect de cercetare foarte complex și dumnealui a avut probleme cu certitudine atunci când s-a lansat în cercetarea unor aspecte care de foarte multe ori sunt contradictorii. Mai mult ca atât, acele obiective sau ce variabile prin prisma cărora dumnealui studiază politica fiscală, și anume creșterea economică și consolidarea
finanțelor publice nu întotdeauna merg în aceeași direcție. Nu întotdeauna creșterea finanțelor publice este asociată cu creșterea economică. Și de aici, deci iată, dumnealui a fost pus în poziția când probabil inițial a trebuit să identifice, eu știu, intersecția între creșterea economică și consolidarea finanțelor publice și deja având, iată, concluziile asupra acestor evaluări, să abordeze politica fiscală. Pentru că dacă vorbim despre politica fiscală, cu toții cunoaștem câte capitole are codul fiscal pentru fiecare categorie de impozit. Mai mult ca atât, fiecare impozit este foarte specific și conține o multitudine de aspecte care sunt greu de cercetat, mai ales prin prisma impactului asupra anumitor variabile economice și sociale. Deci, încă o dată, eu felicit doctorandul, în primul rând, și conducătorul cu această realizare frumoasă și vă doresc realizări pe tărâmul științei în continuare. În ceea ce urmează, îl invităm pe Dorel Noroc să-și expună, dacă dorește, să răspundă la cele obiecții care au fost făcute deci, în urma acestei discuții. În primul rând, încă o dată doresc să-mi exprim mulțumirea pentru această discuție, care sunt destul de relevante și trebuie să recunosc ce s-a menționat și în cadrul discuției. Provocarea mea cea mare a fost că tema tezei de doctor pe care am ales este una destul de largă. Și riști să nu atinge elementele principale. Dar totodată această temă mi-a permis foarte mult în cadrul activității mele profesionale să văd lucruri pe ansamblu și nu lucruri înguste, să-mi fie ușor în comunicarea cu alți experți, în ședințele pe care le-am avut cu comunicarea internațională, de exemplu, în care lucrurile erau prevăzute din perspectiva și a cercetării, dar și din perspectiva de ansamblu a politicii fiscale și nu în elemente înguste. Cred că, ca și mulți alții, faptul că am avut o evoluție pozitivă în cadrul Ministerului Finanțelor, diferența a fost doar datorită faptului că am combinat cunoștințele, cercetarea, educația și cu munca depusă în fiecare zi. Vă spun de fiecare dată că am posibilitatea, este o combinație perfectă în atingerea unui succes. Întotdeauna m-am ghidat de lucru că o muncă, după o muncă grea, rezultatul este unul bun și dulce, așteptat de către oricine. Și de scurt durată. Și atunci când întotdeauna am spus colegilor și studenților, atunci când muncești, succesul este inevitabil. Doar că este o diferență de timp. Posibil la cineva vine mai devreme, posibil la cineva mai târziu, dar că este un inevitabil. Vreau să spun că sper că, chiar dacă a fost o temă largă, discuțiile care au fost astăzi au provocat cu cineva, inclusiv de cei care ne ascultă, să ia o teză de doctor și să o analizeze din perspectiva îngustă. Îmi place mult ceea ce s-a discutat legat de facilități fiscale, un subiect neexplorat în Moldova și nu doar în Moldova, dar care are un element foarte esențial în eficiența politicii fiscale. Și nu în ultimul rând vreau să menționez că tot acest proces pe care l-am făcut și rezultatul de astăzi îmi exprimă mult mai mult încredere în mine, în ideile proprii pe care le-am, în cercetările pe care le-am făcut. Și cel mai important, vreau să spun mulțumesc doamnei Cobzari. Sunt dependent, aia de parate, în continuare ofer cuvântul doamnei Nadejda Botnari, care ne va face prezenta proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în PIESA și la conferirea titlului științific solicitat.
Așa, eu am elaborat un proiect de hotărâre al Consiliului Științific Specializat de astăzi, ca să, cred că e mai ușor când vizualizez, dar și dacă e nevoie, deci vom perfecta. Conform regulamentului, proiectul de hotărâre trebuie să includă în sine gradul de noutate și valoarea științifică și practică rezultatelor obținute în teză, deci punctul 12, din elementele principale ale programului. Eu, pe experiența pe care o am de mai mulți ani în calitate de secretar științific, am inclus actualitatea și nivelul de argumentare și exactitate a elementelor și recomandărilor expuse în teză. Dacă e nevoie, o să le scoatem, pentru că ele nu se cer în conform ghidului. Deci, gradul de noutate științifică, valoarea științifică și cea practică, le-am menționat în proiect, reieșind din teză, deci din teza pe care am avut-o la dispoziție, dar și ghidându-mă de avizurile referenților, recenziile referenților oficiali pe care le-am primit înainte, cu mult înainte de susținerea publică a tezei. Și am enumerat elementele de noutate științifică, gradul de noutate științifică, deci acele elemente pe care au fost recunoscute atât de către recenzienți, cât și de către avizele, cât și în avizele prezentate la teză, care au fost preluate de către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, pentru a le implementa. Să dau citiri la toate sau vă expuneți dumneavoastră pe acele poziții unde aveți ceva de completat sau de exclus? Ce ați spus în legătură cu nivelul de argumentare și exactitatea concluziilor și recomandărilor? Asta nu trebuiește? Sau care compartiment? Primul și al doilea. Primul și al doilea. Nu este obligatoriu. Dar nu este obligatoriu. Poți să evităm pe a doua, dacă e mai obligatoriu. La actualitatea să lăsăm, dar nivelul de argumentare să-l excluzie. Dar la gradul de noutate științifică, dacă istoria cu formularea metodei de evaluare cantitativă, calitativă, dacă să o omitem, pentru că s-a mai discutat. Și dumneavoastră v-ați expus și eu m-am expus la acest element de noutate. Celelalte de lăsat fără aceasta. Da. Eu l-am lăsat pentru că a fost recunoscut atât de către recenzienți. Pot, dacă discutăm, recenzența pe loc pot să se expună, dacă îl lăsăm sau dacă îl evităm prin punct și virgul celelalte rămânând. Dar și rămân suficiente. Eu mai am o propunere la valoarea științifică și practică a rezultatelor. Ceea ce este scris și în teză și se regăsește și aici, este în legătură că rezultatele pot fi utilizate de către instituțiile competente din RIMEJ și din alte țări în curs de dezvoltare. Dacă noi cu țările de dezvoltare ne-am mai retrage cumva, poate ei singuri își vor determina calea lor. Dacă spunem ce Republica Moldova și alte țări de dezvoltare, Republica Moldova nu știu dacă e țară da. În dezvoltare. Și atunci parcă sună... De asta trebuie de concretizat aici. Eu cred că Republica Moldova... Și e suficient. Și nu scrim în Republica Moldova, dar instituțiile, pentru că în autoreferat era scris Republica Moldova. Da, da, adică da. Utilizat exact, era Republica scris. Da. Instituțiile, eu știu... competente sau specializate în domeniul cumva mai... Da, 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 da. Așa. Și cu țări este dezvoltate, poate de omis aici. Acolo, Republica Moldova, țări dezvoltate. În curs de dezvoltare. Da. Dacă o omitim, parcă în rest e bine. Da, mulțumesc. Se acceptă acest proiect de hotărâre, da, cu modificările pe care le-am discutat.
Deci acesta este proiectul de hotărâre. Mai rămâne să-l votăm. Dar nu-i scris că trebuie să-l votăm. Nu? Eu da, vă pro scris. Contra scrie. Stăm deja rezultatele votării după... După ce-s verbal o să le aprobăm. Ce-s verbal? Da, da. De după votare. Aici scrie secretarul științific citește. Iar această hotărâre, deci mai departe, va fi completată cu hotărârea finală, rezultatul votării. Da. Decizia finală. Bine, așa. Iată mai departe, membrii Consiliului Științific se retrag într-un birou separat pentru votarea nominală hotărârii. Stimată asistență, prezint decizia Consiliului Științific Specializat. A conferit domnului Dorel Noroc titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 Finanțe, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi domnului Dorel Noroc titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 Finanțe. Pentru hotărârea respectivă, Consiliul Științific Specializat a votat în felul următor. Pro 6, contra 0, abțineri 0. Felicitări! Și acum oferim cuvântul de încheiere candidatul la titlul științific, domnul Dorel Noroc. Eu vă mulțumesc că întotdeauna am spus că procesul de mutuări contează mult mai mult ca și rezultatul. În urmare, aceste cercetări am reușit să învăț multe lucruri pe domeniul de competențe și de politica fiscală. Dar și am observat cum teza de la o etapă la etapă devine tot mai bună și mai bună. Și asta s-a întâmplat datorită implicării noastre, atât la inițiala ședința Departamentului Finanțe, după care la ședința Consiliului Specializat de Consiliul Senatului Ștopiu. Și la această etapă mulțumesc mult recenzenților care la fel mi-au dat propuneri destul de buni și cu care, cred eu, teza de doctor s-a ridicat la nivelul așteptărilor și la nivelul cerințelor pe care sunt prevăzute. Vreau să mulțumesc și asta am început foarte mult doamnă Cobzar. Sunt aici doar datorită ei. Dumnezeu, fiecare dată m-a atras pe terenul cercetării către ASEAN. Vreau să spun că am rămas impresionat de capacitatea și eficiența dumneiei de lucru. De multe ori mi-a fost greu să țin pasul cu dumneiei, dar acum ne bucurăm de un rezultat împreună. Și vreau să vă mulțumesc mult și sper să aveți în continuare mulți studenți, doctoranți, mai buni ca mine și să continue, așa cum și-am spus, anumite teme specifice pe teme de fiscalitate. Mulțumesc. Mersi mult. Mulțumim, stimată asistență, prin aceasta declar ședința noastră închisă.